fete bune, nu ne prăstim. E gata să se răzbune, nu ne fără. Vim, punem armele în funcțiune, hitman prătim. Joc din fură, pasiune, yeah. Tot în 10 stele, Sony rezolvă pe lele. Dacă vrei pe like cu Leo, facem mafii pe nivele. Pe felul mărcă-n sacrat, Andrew face tot ce vrei. Ajutoare treapta 2, vine poțul treapta 3. Suntem ca focul și chibritul, știi că ne vede vericul. Nu mai facem trafic plic cu gloci, cap șeful medicul. Cumpărăm alfa cu kilul, nu ne comparăm cu stilul. Suntem bomba nucleară, hai aprinde-ne fitilul, yeah. Stai și mă două secunde să o sun pe o zi să văd dacă facem vreun clip ceva azi. Bă, ce faci? Te-am sunat pentru că... Știi că e optic, nu mai multe fete bune, nu ne prăstim. Vine gata să se răspune, nu ne fără. Vim, punem armele în funcțiune, hitman flă. Team, joc din pură pasiune. Șefuim bijuterii, băi, străinul magazine. Păi să băgă, vine Uzi, sară în aer limuzine. Știi ce zic că e Antonel, face rol pe pregătit. Hai și tu păsări, vă frate, că nu-i oraș liniștit. Avem medici pregătiți, polițiștii antrenați. Să alerge toată noaptea cu aia după terminați. Dacă te crezi mare pulă, ai grijă la sindicat. Te fichează și nu știi când te trezești cu-n croțitatea. Optic, România, calea noastră, gen de libertate. Dacă e vorba de joburi, știi că avem o varietate. Hai să ne jucăm un joc, tu ce cauți ne găsim. Avem atâtea beneficii de care ne folosim. Ce să vezi și să nu crezi, vei trei optic România. Nu strica banii degeaba, că trebuie să plătești chiria. Ai grijă ce faci pe server, să nu iei bani pe IP. Dacă crezi că ai valoare, cumpără și VIP. În oraș oamenii simpli sunt cei mai periculoși. Simte frica mafioților pentru că-s numeroși. Dacă ești tare în gură, dovedeze-ți vorbele. Ăștia cei mai talentați și ascultă probele. Am menit și-n profază, nu știți vă ce urmează. Am scobolit o parcață, armează când se-n pață. Și-a fost mai bine lață, drogurează când se cață. Poliția pe urmă, pe tot ne mobilizează. Optic România, calea noastră, gen de libertate. Dacă e vorba de joburi, știi că avem o varietate. Hai să ne jucăm un joc, tu ce cauți ne găsim. Avem atâtea beneficii de care ne folosim. Optic România, calea noastră, gen de libertate. Dacă e vorba de joburi, știi că avem o varietate. Hai să ne jucăm un joc, tu ce cauți ne găsim. Avem atâtea beneficii de care ne folosim. România, vine poliția, un oraș de liniștit. Ce ziceți, mă? Dacă ești pus pe treabă și nu ai greșit pe aici, ai o carieră în față. Dăm puțin mai încet. Salutare toată lumea și v-am găsit la un nou live stream după două zile. A cam durat ceva, să știți, chiar că bună seara. Ba, cam durat ceva de când n-am mai făcut un live. A luat Uzi zice că, bă, asta am auzit și eu cu Uzi și stropeală cu CK-ul. Cred că, din păcate, s-ar putea că și-a luat CK. Din câte am înțeles, posibil să fie și stropeală implicat, posibil să nu fie, dar eu, din câte am auzit, stropeală și Uzi cred că au luat glonțe de aur. Mulțumesc, donații, bă, Queen. Mai vreau să fac înainte ceva, două secunde, că... să spar cuiva contul de Steam. Așa, salut tuturor, să vă salut și pe voi. Salut Andrei, salut Vali, salut Raisa, salut Teodor, salut Andrei, salut Paul. Salut și pe TikTok Queen, Flavius, Ade și eu. Nu, salut tuturor chat. Sergiu n-a luat gelul, ce ca nici stropeală. Bă, nu știu ce să vă zic, eu doar ce am auzit. Și vezi că ai în titlu bugui la rond. Adică asta e, să vă știu ce am bugui la rond. Salut Raisa. Adică, aoleo, da, văd și eu că l-a trecut pe Uzi de dor. What? De ce l-a trecut pe Uzi de dor? Areți acolo cu foarte multe like-uri. Am văzut acum, mersi. Da, Uzi trecut de dor cu rond. What? Gen... nu înțeleg faza. Gata. Haideți acolo foarte multe like-uri. Mersi de follow pe TikTok. Hai să vedem ce vrea Lucy, că văd că vrea să mă sune.
Mamă, că-ți m-au sunat în cava. Salut, Vlad. Alo. Da, Lucy, ce-ai pățit? Te pup. Ai 2-3 minute? Da? Unde vrei să veni? Poți să fii undeva, poți să fii undeva să ne vedem? Da, am unde vrei? Da. Fii atent, hai să ne vedem la parcarea aia, știi, de deasupra, de trebuie să te urci undeva de lângă fleca centrală. Ce gen de fix lângă parcarea show-ul. Parcarea roșie? Nu, nu e parcarea roșie, sau, bă, hai pe parcarea roșie ce mai bine, hai pe parcarea roșie, acolo, te-aștept hai. Sus. Hai, te aștept sus. Bine. Sergiu, uite, te l-auzi la community și la stropid și la... Tui bătaie, aia, mie mi-a confirmat electric în privat că Uzi și-a luat CK. Bă, așa am înțeles și eu. Te vezi prea luminat? Prea luminat, serios? Hai. El gato. Se rezolvă acum. Știu. Cred că acum ar trebui să fie culoarea pielii. Gata. Băi, asta am înțeles, dar tot parcă-ți vede. Stici galben? Cred că așa ar trebui. Nu și-a luat stropii și Uzi CK, nu le-a permis Sony CK-ul, am înțeles. Bă, nu știu. Nu a luat CK, a zis clar că Sony a luat cele CK pe YouTube Community. Posibil, ai deschat cu 30 like-uri. Posibil, nu zic nu, chiar nu știu efectiv, nu mă bag peste roleplay-ul lor. Și-or fi luat, nu și-or fi luat, I don't know, Uzi a luat CK, uite. Mulți zic că Uzi a luat CK, Uzi zic că nu a luat CK, adică eu ce să mai înțeleg? Mă, posibil, nu zic nu să-și fi luat CK. Apropo, stropii nu mai e poraș. Gen stropeală nu-i poraș, aia e problema. Uitați, stropeală, nu aveți stropeală și normal, mai mică, normal la ora asta stropeală era poraș. Nu mai e poraș. Deci ceva s-a întrebat cu stropeală. Și-o fi luat CK, nu și-o fi luat, I don't know. Păcat de stropeală. Acum ce să vă zic? Na. De cum va, Sergiu? Nu, domne. Nu, Sergiu. Ți-ar capul de râs. Ia dacă las, unde-i mobiesul? Dacă las pe un auto? De fapt, bă, da. Ia de-i tu ID 6730. 6730. Nu-i pe server, aia e faza. Bă, ce naiba că am vorbit cu stropeală și nu a luat nimeni. Nu mai e stropeală pe server, aia e problema. Și posibil să-și lua CK. Nu știu. Aia chiar nu știu. Stai să dau drumul și aici la Panorama. Dăm drumul la un live și pe Trovo. Așa, să fie la Panorama. Haideți cu 30 like-uri, chat. Trim și noi. Chiar nu știu asta. Eu v-am zis, posibil să-și lua CK, posibil să nu-și lua CK. Eu chiar nu-mi dau seama. Unde-i Luci? Și grav. Te zic că cumpere mașină de vagotist? Aaaa, ia mă, Odima. Salut, poliția, a zis că ia CK. Bă, da, tata aici se înblocă, nu știu, nici cu tata e nimic. De mai ce lumina? Sergiu, uite de unde ți-am zis, că au zis că nu a luat și personal am dat... au dat detalii, citește și vezi. Da, dar înțeleg că au dat, dar ei nu-i pe server. Păi dai seama că nici Uzi nu-i pe server, ID 32 nu e, Uzi nu e, stropeală nu e, bă, de stropeală? El e head of staff, trebuie să fie 24-7, nici stropeală nu e. Trebuia să arate banul și că și-a luat CK. Bă, nu știu, uite-l mai aici pe loții. Aolo, ce vrea. Futu-ți notificare, care notificare? Nu uita să intrați pe server, scurpat, mai dă notificare. Ia zi, Luci. Auzi, te pup. Ia zi. Ce faci? Pățit? Uite bine. Mă distrăm și eu. Caut ceva de foarte mult timp, niște informații mai exact. Și știu că tu ești fix persoana potrivită și abia acum am tot de tine.
contracost normal. Am și eu nevoie, te rog, să-mi spui de unde, cum și ce dracu am nevoie să fac ketamină. Mamă, și-am făcut. Eu? Nu. De așa am aflat la tine. Este ketamină. Bă, am făcut, dar nu mai știu cu ce. Mi se pare că din frunze de alcaloid. Ok. Din ăsta, cum se numesc, mă, din cocaină. Mi se pare că astea două. Din cocaină și frunze de alcaloid. Parcă așa știu, nu mai știu sigur, că am făcut acum o lună și ceva ketamină. Dar nu mai sunt sigur de rețetă. Semis, am făcut acum mult timp și naiba știu dacă ai rețeta. Da, stai o secundă, că mi s-a muguit ceva, mi s-a muguit. Ok, stare. Nu e. Fix în acest moment a ieșit răpeală la el pe Discord că nu a luat CK. Yeah. Uzi ZVR chat. N-a zis, mă, străpeală nimic pe comunitate. Oh, bun. Știi cum ai putea să mă ajuți? Cum? Fii atent, de atunci de când ai făcut ultima oară până acum, nu s-au schimbat locațiile legale. Aoleu, stai că am uitat și găleată. Găleată? Da, găleată. E foarte complexă rețeta. Am uitat. Și găleată i-am obținut-o de la cineva. Cât de greu să faci o găleată? Fier și nu mai știu ce trebuie. Păi și unde o faci? E o masă, dar nu știu masă. Ți-am zis, mi-am întrebat niște oameni. E pe Caio? Ce? E pe Caio masa? Nu știu. Și nu știu. Eu când am întrebat atunci la cineva și mi-a zis, bă, îți trebuie găleată. Alcaloid parcă sau încă ceva. Și eu nu știam exact cum se face rost de găleată. Așa că am întrebat pe cineva și mi-a dat. Altfel nu făceam rost. Mai ții minte că l-ai făcut? Sau se fac bani? Da, n-am făcut pentru bani, am avut task să fac alcaloid. A, deci n-ai vândut. Nu. Ketamina. Nu. Nu știu, știi că ai zis atunci Mihai la ăsta că se fac foarte mulți bani, mai mulți decât încă de noi din ketamină? Da, am văzut asta, e mișto. Și nu știu, aș vrea să mă apucă, că am rămân fără bani. E... Da, nu știu ce să fac. Da, nu știu, e foarte grea rețeta la alcool, la ketamină. Dar metamfetamina ai făcut? Metamfetamina? Da. Alcaloid și cocaină. Alea două sunt sigur. Acolo e și cocaină. Da. Și ai și de unde? Unde? Masa ăsta, cum se cheamă? Ăsta, ketamina o iei de la asta, cum se cheamă? De la codul poștal 3031. Ketamina? Da. Păi stai, ketamina, alcaloidul. Da. Alcaloidul la 3031, ai zis? Da. Și cocaina din plantația aia de pe Ginslow. Da, am cocaina, nu am nevoie de cocaina. Și fix lângă plantație o căsuță mică unde faci tot. Cine asta? Nu știu. Șefule, care ești? Eu? Da. Cine ești? Sunt unul. Ești unul, ce cauți aici? Unu. Stau pe aici. Păi de ce ai venit aici? Păi nu știu, mă plimb pe aici așa. Du-te mă de aici, șefule. Bine, mă. Hai, pa. Baftă. Gelul nu mai are așa de ușor, a fost nevoit să intrăm în capitolul 2, cele de Kirk, care a fost anulată de X-Sony, fondatorul Optic, România Roleplay. Sergiu, bau, bau, Sergiu, aulă, ce... E clar. Băi, ne-am mai făcut de mult live, de două zile avem ceva. Păi, e la 8 și ceva. Haideți cu 4 like-uri, strânim și noi like-uri multe. What the fuck? Când dracu a trecut atât de repede timpul. Opa, scuze. Fii atent, ajung cât de repede pot, ok? Vrei zi cu tine? Ok. Iartă, mă, nu mi-a lăsat, te pup. Bun. Vrei zi cu tine? Și pentru metamfetamin, da, cum vrei poți. Nu cred că o să aibă nimic rău împotriva. Hai. Hai că vorbim pe drum. Morcăștile! Mergi cu mașina sau cu a mea? Mergi cu ambele. Hai cu a mea la soare. Hai bine. Stai două secunde.
morcăștile. Am rămas să râcăș. Da. Dar pe Caio unde e locația unde faci metamfetamina sau cum exact faci rost de ea? Cu cocaină le unești și gen ai acolo e o mică căbănuță. Unde pe Caio? Da, trebuie să-ți arăt eu când mai mergem. Bine, hai după, mergem hai. Dacă vrei după ședință. Hai, vin după tine. Hai. Chiar vreau să mă uit la ala lui Uzi. Reacționăm la SF-ul lui. Ce-o fi și ăla. Rip Uzi, serios? Dar nu-i live, e premieră. Am văzut și eu ăla. O să reacționăm când reușesc să prind un loc mai bun. Reacționăm la premieră. Am 4 tichete active. Cinci tichete active, eu nu cred așa ceva. Eu nu cred așa ceva, că sunt 5 tichete active. Unde a luat-o? S-au dus toți la Uzi, mor. Dăm type skip-ul chat, nu ne-am luat CK nici eu, nici gelă. Uite-l pe stropeală. Ce-i mă stropi? Nea, m-am speriat naibii că nu erai pe server, chiar că ți-ai luat CK. Rip Uzi și stropi? Ok. Hai cu un like chat acolo. Eu înțeleg că... Ce fain e premiera aia lui Zăbă. O să ne uităm și noi reacționăm la ea pe live. M-am mai reacționat și la check-out-ul lui copilul ăla, nu mai știu cum îl cheamă. Postul lui caracter. Are personaj de copil. Mamă, ce bine intrau acum 5 tichete să le iau pe bandă rulantă. Ce-a de reacționăm la premiera lui Uzi? Bro, time skip 3 ani, ce mă? Tu ești cumva pe pochișări? Da. Ah, deci de-aia a venit. Ce? Ah. Ok, am înțeles. Trebuie să mă schimb și eu. Cine e ăsta? O, oh, domnul Sergile. Salut. Domnul Sergile. Salut. Bun. Să trăiți. Salut. Bună ziua. Tu ești din Hitman? Am primit o invitație specială de la domnul... Oh, ok. ...lider. Okay. Unde sunt? Time skip 3 ani. Stai secundă. Bă, avem un TV? Sim? Avem un TV? Din păcate nu e nici interior. Ba da, mă, interior e. Nu știu dacă e... Mă sună TDR. Dă-l naibii de TDR, mă. Ce vrea TDR la viața mea?
A dat time skip-ul zi? Hai că vedem acum. A, zic că mergi, te rog, zic că... Bun! Bun, 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 bun. Play link. Slash hood. Slash hood. Hai să dăm chat ce s-a întâmplat cu Uzi. Ia zi, ce s-a întâmplat cu Uzi? Trăiește? Bă, dar le face prea mișto, mă, timeskip-urile astea. A rămas scoată. Adică a rămas scoată. Uite-l pe Uzi. A dat timeskip? Deci aici îl vedem pe Uzi cum e la pământ. Ori l-a băgat la închisoare, ori nu știu. Bine, aici știu că e băgat la închisoare, că ajung la închisoare. Dar ce s-a întâmplat? Chat, nu uita să-și butonul de like, hai să vedem aici ce se întâmplă în continuare. Pa, pa! Maria și Andrei să-l salveze, stropeală și Maia, stropi cu prietenul lui. Bă. Deci bă, sus e Uzi. Bă, ăsta e Stropi. Deci o să dăm un display capture 2 secunde. Vreau să văd o chestie. Doi că l-a băgat, ok. Aici vreau să văd. Da, faza următoarea. Noi avem și...
Cine e ăsta? Cine e ăsta? Discord pe voice. Ce Discord pe voice, mă? Mă lăsați, mă, că am treabă Discord pe voice. Cine e ăsta? Maia cu Andrei. Păi da, și n-au ieșit din mașina aia? E întrebarea, pentru că și aici au mai ieșit încă două persoane. Pentru că n-aveau cum să iasă aceleași persoane. Aia zic că, practic, au avut doi oameni care conduceau și acei oameni într-o dată au ieșit din spate. Aia mi-e ciudat. Cei care au coborât sunt Maia Andrei, nou lider de la Venezuela. Este Luci, Hinmenu, Zain, Mă și Andrei. Cred că tot bă, cred că sunt acești personaje care se aflau, care sunt în față și conduc, au apărut în spate. Hai de capul meu. Bă, da, da, mișto. Mișto, mișto, mișto. DKP, e DKP chat. Haideți cu 100 de like-uri. Cel care nu conducea era co-liderul. DKP, Andrei, Maia și încă cineva co-lider, tester Andrei. Bă, da. Mi-a ales aici, time skip 3 ani și urmează. Atal, ce frumos te auzi. Sâmbătă la ora 8, continuarea pe live. Acum este întrebarea că urmează și stropeală. Din câte am înțeles, să aibă premieră. Dar faza e că stropeală la cât ai premiera? Te că a zis stropeală pe live la ora 8 jumate de premiera. Uite la aici, premiera lui stropeală, Cosa Nostra. Mamă, stropeală, îți trăiască familia thumbnail-ul ăsta pixelat, ce zici? Premiera lui loc în 60 secunde. Mă, o prindem premiera lui Stropeală. Haideți aici chat în mărcând mai mare. Da și voi și aici câte un like că prindem. Ori, ori dacă vreți stați la mine pe live, ne uităm cu reacție. Ori intrați la Stropeală pe ăsta și vedem. Haide, stăm la Stropeală și ne uităm și la asta. Păi da, nu? Să vedem ce se întâmplă în continuare. Faci și pe YouTube, Sergiu, da, în dreapta jos aveți YouTube-ul. Vedem și la Stropeală. A, n-ai vii stropeală, dacă ai face și tu fapta asta bună să mai promovești pe mine, că, na, adică, ies tu. Dar bine, e stropeală. Ia uite, gata, m-a luat și la bună stropeală, 262k. S-a adus. Cum e, mă? Live, YouTube, subscriber, Social Blade-ul. Ah, mă, m-a luat stropeală. Stropeală OPT. O, bă. Malat. Da, că am avut două zile fără live. Era profitat. Și Sergiu Gaming 17. Sau? Diferență de 20 de abonați? O să te prinde și o să-ți dai ce ca... What? Ai scris AK? Ba nu, am malat. 2063. Nu cred. Eu nu cred așa ceva. Bă. Aha, gata, începe. Aoleu, e premieră, să vă trească familionul. Hai, că merge YouTube-ul. Nota 10. Asta e noua mafia lui Stropeală, da, da. Cosa Nostra. Gata. Uite aici un like frumos. Bine. Hai, vă aștept și înapoi, să știți. Sergiu, sunt Antonie pe YouTube. Salut, salut. Merge să joc GTA fără să cumpăr drog? Răspunde, nu merge. Nu poți să te joci 5M sau GTA fără să-l cumperi. Haide să rupem normele. Deja le-ai rupt. Că te-ai dus peste mine la abonați. Ne uităm și aici. Chat care vreți să stați pe live, ne uităm cu reacție. Dacă vreți, intrați la stropeală direct.
Haideți strângem și noi 100 de like-uri măcar. Reacție. Reacție. Trăpele, vezi că strâng ceva. Bă, dacă îmi dau link-ul, te superi? Reacție. Țineți minte, Străpeala a ieșit din pușcărie mai devreme decât gelul câteva zile. Haide, vedem și la Străpeală ce se întâmplă. Nu uita să apăsați butonul like, ai cu 100 de like-uri. Hai să vedem și Străpeală moment. Atât? Mă, ce? Mă, ce? Ce-i asta? Bă! Cata? Bă, ce-i asta? Măi, stai puțin! Păi a durat un minut, nici un minut. Un minut a durat. Mă plictisesc. Bă, na, acum știți care e diferența? Că na, au fost două trailere. Ăla lui Uzi a fost cel mai mișto. La ăla ne mai uităm încă o dată, pentru că na, ăla chiar și-a meritat toți banii, tot. Ăsta lui Stropeală e mai, nu știu, e, poți să zici cât relaxant. Dar lui Uzi 90 de euro, să vedeți un sfert. Aluzii, da. Aluzii e chiar bombă. Adică se observă diferențele. Stai, full 2K. N-a pățit nimic Stropeală. N-a pățit, n-a luat nimeni CK. Care-ți acolo cu 100 like-uri? Bă, chiar mișto. Asta da. Nu a pățit nimic Stropeală. Păi n-a pățit nimic. Vreau să văd o chestie. Stropeală s-a luat după Uzi și a dat și el timeskip. Da, cam așa a făcut ambii.
Sergiu, cei din gri erau din Cosa Nostra, nu Venezuela. Am înțeles. Trebuie să mă duc să vorbesc cu Roni. E Roni aici, mamă, l-am lăsat și pe băiatul. Da. Săracu. Adică l-auzi chiar e mișto, de ce nu face live? Pentru că nici Uzi, nici stropeală, Sergiu, tu ai dat timeskip? Da, am dat timeskip eu, mă. De la ce-ți dau timeskip? Întrebarea este. Dar l-auzi chiar a fost mișto, adică partea asta cu evadarea. Chiar a fost mișto. Era, și ce, era Maya, bro. Și ce era mișto la evadare? Bine, nu mai zic că personajele din față au ajuns în spate, pentru că nu s-au... pa, mă duc să mă joc PUBG. Ok, ok, salut. Nu uitați să intrați și pe serverul de Discord, vă aștept un moment mai mare. Da, ăsta, pe apropo, avem 3 minute 42 la strupeală, avem 1 minut de time. Chiar a fost mișto. Le mulțumim foarte mult și... și lui Stropeală, și lui Uzi pentru tot. Cum s-au chinuit? Oh, yeah. Mulțumesc de subscribe, legend. Chiar a fost mișto. Era APK? APK-uțu? A, ce drăguț dacă era APK-uțu. Chiar a fost mișto. Cum se numește numele la Discord? Vezi că la impin. Dă-i la live de seară. Vreau să schimb o chestie. Stai, vreau să schimb puțin titlul. Reacție live la time. Skipul lui Uzi ZVR plus stropeală. Gata, reacția la live la timeskip plus ZVR plus stropeală. Gata, aia e chat. Bun, ne-am distrat destul. Vine cu un alt caracter sau tot ăla, tot ăla, tot ăla. Peste 3 ani. Deci ar trebui să fie puțin mai bătrân. Ultima, dacă nu știu, sau penultima. Știți de ce? Pentru că la un moment dat a fost doar cu lider și co-lider, de asta zic. Da, și am solicitat pe cineva foarte clar, care am pus să fie lider în locul meu, gen lider temporar, spunând asta. Și care l-a salvat. Da, da. Să trăiești. Da, da. Salut, să trăiți. Hai, noroc. Unde ai apărut? Am fost în casă. Vezi că te iubesc mult. Este, că am uitat ceva să iau din casă. Ok. Bă, dar chiar e mișto casa. Mi-este dor de șpriț. Bă, șpriț, cine l-a prins pe șpriț, da.
pe ăla. Șpriț era ăla, cum îl cheamă? Nu Antonel. Mamă, îmi stă pe limbă, mă. Tasul lui Buzi, gen lui... Vito, Vito, așa, Vito. Auzi, fii atent, am și eu o chestie de... Stai o leacă, fii atent, am și eu o chestie de zis. Da. Sincer, eu am făcut ceva. M-a rupt în cap dacă am făcut ceva. Am zis ceva de tine, am vorbit astăzi doar despre dânsul și dânsul. Nu, eu v-am întrebat dacă am făcut eu ceva. Nu, nu, ce fel de prostie. Vito Corleone, așa mă, Vito, șpriț, coadă. Da, Vito Corleone. Da, vezi că sunt cu ochii pe tine, ca pe Vito, mă, Vito, așa am să te ia pe limbă, mersi mult. Las că fac dacă un coloșă. Vezi că Angelo chiar ok, gen n-a făcut nicio problemă. Noi, vezi că minte, nu te lua după el că ai prost. Dă-i pace. N-a făcut nicio problemă, Angelo. Să zici că părinții, cred că da. Nu știu, vedem. Aștept că acum vorbesc și veri cu el. Ce se întâmplă aici? Eu mă duc să mă arunc de pe casă. Uite o ședință. Stai aici că te iau de urechi. Stai aici că te iau de urechi. Pune-te-am pe Iren. Uite, eu vin lângă puiul meu, Sergiu. Treci, mă duc lângă iubirea mea să... Doamne. Doamne, iartă. Roni ăla din mașină care l-a salvat pe genul. Să mergem să ne luăm două funii, să mergem acolo în garaj la secția de poliție. De ce? Acolo pe ceapa aia. Ne spânzurăm mai încolo, lasă-ne. Da. Bine, opa. Lăsați asta acum. Alo? Alo? Ce zici, mă? Oh, mai trăim. Be careful. Be careful, ce-i cu tine? Nimic. Ce faci? Uite, pe la casa Hitman aici, că am venit cu Luci, cum a chemat să merg cu el. Și stăteam la o vorbă. Tu cum mai ești? Că n-am mai știut nimic de tine, de mult timp. Una peste alta. Ia zi. Zici? Da, zi. Zi acum. Una peste alta sunt. Aoleu. Ce-ai făcut iară? Nimic. Adică ce-am făcut? Nu că știu. Nu știi ce-am făcut. Ba știu ce-ai făcut, aia e faza. Că te-au luat ăia pe sus și te-au închis. Mm-hmm. Da, eu de acolo nu mai știam nimic de tine, să știi. Eu am spus că o să ies. Le-am promis-o. Atât de rapid? Bine, a trecut ceva timp, dar... Aproape 3 ani de zile. Mamă, 3 ani n-am mai dat de mult de tine. Și cum mai ești? A fost bine la răcoare? Ce s-a întâmplat pe acolo? Rău de tot. Pă, ăsta... I-au ieșit perii albi în cap. Perii albi în cap. De gelul mai știi ceva? Gelul? Da. Am rezolvat, l-am scos din pârnaie și pe el. Adică l-ai scos? Scos din pârnaie. Păi stai mă, el n-avea sentință mai mult timp? Nu mai știu, avea pe viață și avea pe viață. Eu aveam pe viață, da. Păi știu cum a ieșit. Pe mine m-a ajutat Maria să ies. Aaa, noroc cu Maria. Păi și pe gelul? Pe gelul l-am scos cu Venezuela. Aaa, am zis mă că e Venezuela, m-am zis eu că e Venezuela. Cu ajutorul a câțiva membri din Cosa Nostra. Dacă ai auzit de această Cosa Nostra. Am auzit că... Ar trebui să apară pe oraș. A apărut deja. A apărut? Mamă. Da. Oare cine crezi că este capul acestei capul? Familii? Capul? Tu ești. Nu cred că are altceva vrei să fie. Vrei să ne vedem? Dacă vrei tu. Nu ne-am mai văzut de mult și de asta zic. Hai că vin, sunt la casa Hitman. Unde vrei să ne vedem? Hai că vin eu acolo. Hai, vin aici. Hai da. Hai, te aștept. Salut. Hai, nu mai, hai. Așa, să mă cazi de cravată. Da, dacă vrem să mă geant. Și legat de ce vrea mă de asta, ce s-a întâmplat. Da. Și în primul și în primul rând vom face o chestie foarte simpatică. Atât a fost cu capurile. Da, te de rezic, am și roleplay. A, acum mai târziu facem poze, hai. Pa.
Auleu, ce se întâmplă aici? Ei, o despărțire foarte interesantă. Bă, a fost frumos cât a durat, ce să zic. Salut Andrei, mersi de follow. Un ultim cuvânt, așa ceva? Poți să pun o întrebare? Ultimul cuvânt este că mi-a plăcut să fiu o colegă cu voi și să am amintiri frumoase. Mă scuzați, pot să dau masca jos să-mi șterg lacrimile? Da, puteți să vă dați masca jos să vă ștergeți lacrimile. Bine ești cum a de pe noi. Auzi, la Peten te aduci la aici. Te pup, stropeală, te pup. Ia-o-te-l pe stropeală. Brodere, bă, Vericule, lasă, Vericule. O, stropeală. Pune acolo pe ăsta. Pe scurt, domnișoara Anda nu mai face parte din familia. Nu mai face parte din familia aceasta. În familie. Îi dăm mușchiul ăla? Îi dăm glonțul ăla? I-a dat deja. I-a dat deja. I-am dat deja, stai liniștit. Bă, băieți, bă. Nici bine nu-i ajuns să ieși. Interesant, lasă și. 3 ani stați fără mine și uitați și voi ce facem. Ce să mai... Băi, și eu 3 ani am fost în vacanță, ce să mai cere ceva. Uai de mine, da. Uitați-l pe stropeală în carne și oase. Vă zic că și-am dat timeskip? Ai și picioarele. La o parte. Ai îmbătrânit, bă, stropeală. Da, bă. De mine, doamne. Dacă aș ști cât de grea a fost pușcăria asta... Mă, stropeală, dacă iau logic, stropeală are cu pil. Ca să nu ziceți că-s băiat foarte rău... O să pun pe cineva să meargă să o mormânteze la... Bă, mai la așa frumos cum trebuie. Stați un pic. Două secunde. Mi-aduc aminte înainte să intru la pușcărie. Așa. M-a rugat frumos, în calitate de fina mea. Bă, cine n-ai trage? Care traf? Dar chiar și eu am auzit. Am auzit și eu am auzit, dar nu știu. Cu păr blog. Ca discursul de like-uri. Roni. Ei, pă, stai, i-am lăsat la o mătușă de-a dânsei. Vreau să am eu grijă de copiii ei. Bun, nicio problemă, stai liniștit. O să mergem la ăsta și o să semnez actele pentru adopție. Asta a fost o dorință. I-am spus că nu știu. I-am spus că o să o ajut în treaba asta, dar... Veric, te rog frumos să vii până aici jos, te rog. Cuculonțul, văd că am ajuns prea târziu. Asta este, ai ajuns prea târziu, n-ai putut să o vezi. Da, că... să știi. Haide, Vericule, vină jos, Oleac. Mă, dacă o iau logic, stropeala are copil. Și s-a dat de... Pentru că... Hai să ținem un moment de reculegere, așa cum mamă, se ține. Mamă, da, direct, direct pe capitol. Haideți jos să facem păi, un moment de reculegere. Mă... Pentru stăm. Că atât de 3 ani, ani înainte a lăsat un serșinată pe la film. Aur sau de argint? Argint. Argint, argint. Bun. Faceți-vă mai așa. Vericule, o iei, fain frumos, o pui în spate la mașină, să nu vadă nimeni și o duci și o mormântez acolo la biserică, ca să nu zicem. Da, bă, mă duc și eu. Stai-o-le-a, lângă Misa eu... și lângă Taxo, da? Bă, hai. Bă, 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 cum ar veni? Dumnezeu să-l ierte, am vrut pe pacul. Bă, Angelo, tu la cât de prost ești, te îngrop cu tot cu ea. Hai că da, dacă ma, e. Vrea ma, s-a adus. Bă, că s-au băgat și la o baie așa, au băgat-o să o speli o leacă. Ce să mai? Bă, îți aduc și mirul. Pa la mort. Bă, dar vezi că nu e. Bun, haideți vă rog frumos înapoi sus, sus la balcon, că mai avem multe de discutat până la urmă. Dar unde e? Unde e Veric? Străpeală, vino încă. Nu pleca. Bă, Sergio, stai că vino. Să Veric, vezi că noi, bă, iau o camere să probăm. Cum mai ești?
O să viu, tată. Bă, am și o întrebare. Niște probleme așa, mă, cam doar în spatele rău de tot. Pe după atâta timp. Mi-ești ok? Hai, da. Au, Luci. Mamă, ce Luci, mă? Luci, nu e Luci. A. Bă! M-a întrebat dacă sunt bine. Tu... Luci să vă ferească Dumnezeu, da, să intrați pe acolo. Tu ai ieșit ăsta, cum se cheamă? După... Am ieșit cu câteva zile înainte lui Gelu. Lasă asta, ai ieșit după 3 ani de la închisoare. Da. Dar tu înainte să intri în închisoare nu trebuia să ai un copil? A, da. Păi și practic are 3 ani și ori acum? Așa ar trebui, da. Mamă. Și... Încă n-am ajuns acasă. Mamă, n-am trebuie să... Trebuie să prindi și tu să-ți vezi copilul după 3 ani. Mamă. Îți dai seama că e mic. Dai seama. Eu sunt curios și nu mi-a pus. Ui, să te uiți și tu să vezi. Ce... Uite părul în capul meu. Vă, șocă. Pușcăria e grea. Te-ai albit. Pușcăria e grea, tată. Să-ți iei minte câte zile. Asta nu e cel că a pus. S-ar putea auzi și de... Dar să știi că le-am promis la polițiști. Că ies și după ei mă voi duce primul. După ei mergem. Bă, dar nu pot să cred în halul. Sergiule. Zi. Tu ești în sindicat. Da. Mihai tot acolo e. Cred că da, nu știu încă nimic. Eu din câte știu, a rămas, dar nu... Pe trădătorul ăla, când îl prind. Nu am apucat să vorbesc nimic cu el, că nu l-am văzut astăzi în oraș. Au vorbit băieții prin pușcărie, multe. Mamă. Multe s-au auzit. Păi știu, mulți cum te mai ajuns la pușcărie. Atâta timp. Te-au torturat, aia ce ți-au făcut timp de 3 ani? Mersi de-o să-l like-uri, ai cu 200. Au dus-o bine acolo, da. Ai dus-o bine? Da, dus-o bine. În cazie și 3 ani ai stat la pușcărie și cu acum... Cu deținuții m-am înțeles bine. Ai stat lângă fratele tău Gelu măcar, nu? Sau v-au despărțit? Da. Majoritatea timpului am stat despărțit ca să nu putem plănui nimic. Am înțeles. Gata, e sindicat? Da. Băi, eu am insignat acum, gen, practic, acum dacă scriu, e sindicat, deci, na. Da, și când ne-am întâlnit, eu i-am spus, mi-aduc aminte și acum că ultimul apel pe care l-a dat a fost către mine și i-am promis că-l scot. M-am ținut de cuvânt. Nu băiatul cel de acolo din dreapta, este un băiat, eram băcat în felul următor. Sed. Hai că trebuie să te iau pe sus, că-i mai... Am sus. Așa, bun. Să nu-mi zice... Aolo, ce-am auzit. N-ai auzit nimic. Ia liniște, liniște toată lumea puțin. Un moment. Dă liniște. Un moment de recuperare. Așa. Bun. Așa. Deci, zici că nu e aici dânsul. Deci da. Îmbrăcat, fii atent cum e îmbrăcat, să se vezi. Cum era îmbrăcat atunci, ce vreau? Deci, atunci, atunci la casa un arab? Eu nu înțeleg o treabă. Ce-a făcut doamna An, dacă știu că înainte să intru la pușcărie, mi-a spus ceva, da. A făcut multe rele, doamne. Lăsăm de asta la o parte, ca să se poate discuta mai încolo. Întrebare, era îmbrăcat ca și un arab? Nu, deci cred că era îmbrăcat. Aproape ca un arab. Deci era îmbrăcat în felul următor. Avea pantaloni ăștia de... Nu era militar. Salut, Alexandru, Vaxinie. Nu uitați așa, dacă v-ați abonat, nu uitați să apăsați și voi clopoțelul ăla, mâncava, să primiți și voi notificări, că nu mai pe YouTube-ul ăsta. Nu mai pot efectiv, o să mă sinucid. Are o voce așa mai normală, nu. Unde pleci? Stai, du-te puțin, Sergiu, okay, ca să vorbești ceva cu Set. Nu-i problemă. Ce mai are pe atât? Avea un colob din capul pălărie și o pereche de ochelari din aia de soare, dar nu, deci de aia simplu, așa. Cum mai tu? Dacă m-ați văzut pe mine vreodată cu pălărie, să mă bată Dumnezeu și Sfânta mai ca pleci. Nu știu. Și l-am întrebat pe aia dacă... Gen, eu nu știam că e Hitman sau că ce e el. Dă o posibilitate. Deci... Și către colegul, de ce ai zis că e Hitman? Cum?
Stai așa, că deja o dăm în altceva. Cred că vedeți. Se face, aia prozi, mă gândeam la altceva, dar în fine. Pălărie. Scuzați-mă că vă întreb, vedeți care e singurul cu pălărie de aici, da? Nu are Angel legătură, pentru că o zis cum e îmbrăcat. N-are nicio legătură cum e îmbrăcat el cu pantalonii aia, cu pantalonii lui. Și are o bluză neagră, pe, nu știu, are o bluză așa mai de... Da, am o suspiciune, dar nu 100% sigur. Am crezut că zici... Cine? E zis că recunoști după voce, dar în fine. Nu recunosc după voce, are o voce mai... Aproape îl recunosc, dar nu are o voce așa groasă, e voce mai subțire puțin. Nu e chiar foarte groasă. Poți să-ți dai, Luci? Bă, uite, Feten, stai, o chestie. Poți să-ți dai niște pumni să-ți revii cu vocea aia? Dacă Feten, stai un pic. Nu prea e posibil să aici, stai un pic. Eu sunt singurul de aici care am purtat și port pălărie. Adică... Dar nu ești tu, mă, nu ești tu. Ba nu da, eu sunt. Nu erai tu ăla, mă. Nașu mai îi care portă pălărie. E Antonio. Am fost eu care am purtat pălărie. O fost verii care au purtat, suntem mai mulți. Se va face o anchetă internă. Mi-e ping nou? Nu, nu-mi e ping nou. E de mult mi-e ping nou. În fine, ce e sigur? Că-i dat supresoare. Da, deci l-am întrebat dacă are să-mi dea și jucării, știi? Vreau să zic. Da. Și a zis că din păcate nu are el, dar nu dă după aceea și nu mai mi-a dat. Cei care ați dat subscribe, nu uitați de like și clopoțel, mulțumesc mult. Oho, total la numar. Stați puțin că trebuie să Sergio, ia ce zici de husă? Bă, nu știu, eu am husă de asta, gen, tot de la Mobile Fox. Și mi-am îngânat de la ei, dar bă, o să fac și eu husă cu optic. Chiar mi-a plăcut ideea. Atenție, în dar o să facem ceva mișto, gen potrivită arme, pentru telefon. Nu e o armă și nici n-am vândut pe la tot pe gratis. Manul că m-a rugat o chestie și le-am dat-o. Nu, cap, nu știu, nu văd de ce tot încercați atâta să mă acuzați nu știu ce și nu știu cum și tot faceți atâta gălăgină. Am primit mai multe reclamații asupra ta. Bun, nu mă interesează câte reclamații ai primit. Vii și mi-arăți totul video audio. Că și eu pot să mă duc acum la tine să zic că, bă, uite, Angelo vinde marihuana și violează minore. Dacă n-am păi oricum fac asta deja. Dovadă. Ce? Da. Așa, revenim la ale noastre. Știi ce zic? Nu a ajuns, da, știu că durează. Mai există Venezuela, mai există. Ce ai de gând să faci aici mai departe? Că tu știi. Uite, Venezuela încă există. Da, zice, ăla, eram pe gânduri, scuzați. Bă, sincer, eu zic să ne dăm peste cap. Aici am... Facem bete. A dispărut, bă, am încercat să dau de el ce să mai găsești veri. Nimic, a plecat cu bugat, de la alta și tot. Ok. Cum ce se întâmplă? Nu știu. Încălcările de regulament. Multiple. Așa. Și nerespectarea cuvântului tău, dacă vreau să mai unde e Luci? Of, Doamne, regret să fac asta, treci în genunchi. Eu? Tu, treci în genunchi ce acum. Ce face? De ce? Treci în genunchi acum. Ok. Dar nu se ajungă la așa ceva. Ce-a făcut? Nu știu, băiatul a explicat că nu sunt eu, dar apare în băieții nu înțeleg nimeni la română. Nu. O să okay, discutăm după, domnule. Asta se va face oricum o anchetă deci internă. Nu a luat nimic, de fapt n-a luat nimic. N-a luat nici kill character. Ultimul tău cuvânt care este. Ce zici? Ultim cuvânt? Da. Ce s-a întâmplat? Nerespectarea cuvântului lui, plus nerespectarea regulamentului de nu știu câte ori. Mai multe căcaturi care s-a întâmplat. Stai că mi-aduc aminte. Nu mai, să-mi vină în cap. Bun. Of, săracu. Lasă să juc așa, e cel mai greu. Nu mai îmi vine în cap. Zici tu? Sincer, chiar eu chiar vreau gen să plec. Nu mai are sens. Ultimul cuvânt? Ultimul cuvânt? Da. Vă salut și spun în continuare. Să trăiești. S-a dus. Da, nu mai contează. Pe capaj? Așa. Pe capaj? Mamă, două pe cauri. Să uită automat tot. Ce s-a întâmplat, toate lucrurile legate de Hitman și de noi.
Și ca scoță și tot. Mersi exact. De donații, Carlos, pe TikTok. Nu uitați, dacă vreți să mă susțineți, aveți două linkuri în descriere pentru donații plus super chat-ul. Cine vrea să mă susține, mă susține. Patent. M-a rugat unii de-n poliție să dau informații. L-a luat CK pentru că a fost anulat de fundatora. Și că-mi dau 200 de milioane. Și n-am acceptat. Ia uzi. Și mi-au zis că-mi dau 250 de milioane. I-am luat Brabus după. Mi-am luat Brabus după. Și că și eu mi-au zis că-mi dau 250 de milioane. Mi-am luat Brabus după. Eu dacă zic că mi-a dat polițistul Rolls-Royce Mocha, mă crezi? E bun. Ci că vrei Rolls-Royce Mocha? I-am zis, bă, eu vreau, nu-i problemă. Ce trebuie să fac? Nimic, ia-l Mocha. Cine știe de undeva? Bă, interesează, ia-l meu acum. Mie mi l-a dat Mocha Rolls-ul. Nașu. Mi-a dat la e nașu, mă. Unde-i mă stropeală? Păi Dark Vader și ei nu-s mici copii. Ce să mai... Așa, luați tot ce are pe el, vă rog frumos. Nu, că gen arme de la Hitman și chestii de astea, brotere. N-aveți cătușe. Nu poți să iei dacă n-ai cătușe. Ba da. Nu pot. Ăla e gol. Nu că stai, dar bă, îmi cer scuze să vă zic, bă, dar bă, membrii de ăștia de sar pe un mort ca hienele, n-am crezut că văd. Lasă așa. Bă, bune. Lasă așa. I-ați lăsat mă ceva la băiat? Roni, poți să vin un pic să vorbim? Nici n-am apucat să luăm ceva. Bă, dar mie nu mi-a lăsat nimic, bă. Bă, și eu mai amărât ăștia, mai înțelegeți voi. Ok. Mamă, câte armuri are... Ședința s-a terminat. Nu, pentru asta a fost ședință, două glanțe în cap și două glanțe în cap. Deși e din web server de Discord. Dumnezeu optic. Să te ierte, frate, să ne dea clip. Rolling să nu-i să dai rank-ul. Cum ești scris pe TikTok, optic rămâne roleplay, suntem pe TikTok. Da, păcat. Ce ședință mă, asta vă ședința. Stați așa, că plec. Bă, n-am luat încă decizia asta, dar zic sincer. Dacă ar fi să plec. Așa. Continuă. La voi. Ba, deja a scos sorba. Continuă, te rog. Așa. Bun. Așa. Deci, dacă ar fi să plec de la așa, voi. Așa, bun, da, bun, da. Continuă. Așa, da, să văd dacă e încărcat, da, bun. Așa. Așa. Da, bă, de ce? Așa, bun. Așa. Așa. Dacă ar fi să plec, așa. Așa, așa, continuă. Așa. Continuă. Bă, nu știu, glonțul nu se supără când îți intră în cap, deci... Glonțul nu, dar voi v-ați supăra? Bă, eu mă supăr. Doamne ferește. Doamne ferește, bucură-s că-i dă glonțul. Deci? Păi nu, doriți vreau, să plecați sau... Nu, nu, dar am întrebat, am întrebat. Ripangelo. Așa, o întrebare de-asta nevinovată, deci. Încă nu mai stă mult. Ba da, mai stau, tata, eu zic sincer, mie îmi place, nu știu, bă, pulă, de cât am PD sau mai știu eu ce... Totuși, limbajul. Se pare number one, gen. E gata, poți să de ce ia apă camera aia? Da, poți să te duci să-ți faci treaba. Să trăiești, să trăiești, să trăiești. Gata? Asta vă zis. Păi și pe atent, dacă eu mi-au Calvin Klein, ce nu mai știe nimic de mine? Ce se întâmplă? La revedere. Dumnezeu să te ajute, ce să zic. Hai, pa. Ai luat pacheta, luat pacheta. Doriți aceste... Deci am înțeles că doriți... Nu. Ba da, zis da. Azi da. N-am zis da. Ia bre, bre. Îți curios de o chestie, dacă strag aici, în vârful pantofului. Nu. Gata. Curios. Nu, că am aleșinat. Să se ducă unul, să-l ducă la spital, vă rog frumos. Am trusă, cred, asta e. Am 46 de truse, dar deși ajungi la el. Poți să o iei o colp acolo, gen, să o iei ușor să cobori. Aoleu. De ce e apă în camera asta? Pă bune. Ce cum anu? Riblucci? Mă, nu cred. Cum e scris pe... Ah, ok. Optic România Roleplay. Mine cam trusă la mine. Stai că nu văd unde a picat șaua. Unde-i mă mâncați-și? Nu! Nu! Au! 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 Cut! Aha! Cum
m-am dus. Tipul show. Bă, fără catering, cam unde e? Un mușchi de la... Stai să abuzăm puțin de un mușchi. Am și o întrebare. Cum a ajuns Angela sus? Gen... Cum a ajuns Angela sus? Vreau și eu să știu. Mbap ciorul, că abuzez de asta puțin. Mă, cum a ajuns ăla sus? Vreau și eu să aflu. Nu rămâne așa. Ăla a fost mai mare abuz decât mine. Ăla era avion. Da. Unde-i Sergiu? Mă dau pe munte. Cu Sania. Pe munte? Da. Unde ne vedem? Pe munte. Nu, unde ne vedem, zic. Stai că vin acum azi la casă, la Hitman. M-am dus după bou ăsta de Angelo. Dar Angelo nu știu unde e. Că eu, nu era nimeni când m-am dus jos. Și nu înțeleg ce schema a făcut. Deci unde, unde te aștept? Sau unde ne vedem? Sau cum facem? Uite acum ieși eu din curte și nu știu. Așteptăm în fața curții, dacă ești aici. Te aștept pe autostradă aici, unde faci dreapta să urci spre casa Hitman, știi? Ok, ok, ok. Hai, te aștept aici, pe autostradă. Hai, te urc. Bă, lasă mașina! Vezi că trebuie să... Vezi că n-am mașină, hai cu mine până la garaj. Hai mă, dă-te jos! Dar n-am mașină, tati. Dă-te jos, cam... Păi da, dă-te jos! Mă duci la garaj? De ce faci de-astea? Mă duci la garaj? Urcă! Așa vreau. De ce faci de astea? Păi nu te-am văzut aici și am zis că ai plecat. De ce faci de astea? Ți-am zis, pentru că nu te-am văzut aici. Amă, las-o! Vrei, îți dau de-ăla. Ce-mi dai? De-ăla. Ce de-ăla? Pe aplicația albastră. Ce? Pentru ce-ai folosit. Ce-am folosit? De-ăla din... Pohau viață de... A, taci din gură, mă. N-ai văzut nimic. Ba da! No, Manu, ba nu, pentru că eu am venit să te salvez și tu nu erai acolo. Ar merita să-ți dau. Nu, no, nu, no, nu merită. Ba da. Nu, no, nu, no, că m-ai salvat. Da. Ai trecut pe lângă mine. Da, mă, da, 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 tu ești. Mă faci muncegăios? Muncegăios? Da, muncegăios. Mamă, stai, stai. Ia. Stai, mă, să-l duc pe ăsta. Scuze. Dar adul. Hai mă, unde-i mă șau? Coboară bre! Ah, mersi. Da. Hai. Vino la garaj. Ia zi. Hai că mai cu tine. Ok. Cine era ăla? Cine? Nu știu, nu mă întreba. Ce mă scăt să te-ai cu el? Random dude, nu știu. Unde mergem? Da. Păi știi ce bine mă simt acum? Mă simt, nu știu, așa, parcă mai liber, nu știu cum. Păi și unde mergem? Pe Caio. Caio? Yes. De la... La hotel. Ah, de fapt e că mi-am cumpărat avion. Haide, să testez și eu nou avion. Ia, hai să văd eu ce skill de pilotaj ai. Eu mereu am fost nota 10 la pilotaj. Că pilotez de 15 ani, mă, cațești. Oh, bun, frumos. Am învățat singur să pilotez, m-a ajutat nimeni. Mhm. De mic îmi place să pilotez. Da. Înțeleg. Eu de mic am zis, băi, vreau să pilotez. Și am început să pilotez. N-avea nici licență, nici nimic. Eu am zis, băi, vreau să pilotez. De mic eram acolo deja la avion. Din prima cursă am fost totul bine. Stropeală, l-ai lăsat undeva sau unde a rămas? Nu știu, mă. Stropeală era acolo la casa Hitman. Aha. Mi-a zis să nu vin că s-au sărbat să... Cineva și-a dispărut. L-am sunat, nu mai răspunde. Gata. Ok. Se face pe dispărutul. Ok, da, ok. Roleplay. Pe Sergiu Leon. Da. Numai la civil în mașină. Există pe lumea asta atâția oameni spari și atâția vincuriști, efectiv. E Hitman. Nu mai iau pe nimeni civil în Babciorul. Doamne. De ce?
De ce zici asta? Uite, de exemplu, cum mi-au venit și au început tot să sară în capul meu cu acuzații unele adevărate, cum ar fi atunci când ne-a dat lor la supresor. Dar a venit și băiatul ăla și a explicat că nu eu i-am vândut arme și supresoare. Și el îmi zice că eu, că nu știu ce, că căscuță, că nu știu cum, că nu știu ce reclamații de la nu știu cine. A început să-mi zică că, că vezi, doamne, i-a zis Bianca la de nu știu ce de mine, de bă, ce te-ai terminat la cap. Da, a frate, fost? Și ce m-a sunat acum, ci ca Bianca, ci care reclamații potriva ta, mă uită, om, Bianca, deci dracu' lui pe oralit Bianca. Sergiu, care să ai bun? Bă, eu vă recomand, bine, eu am iPhone 15 în clipa asta, am, cape, am varianta 15 Pro, eu sunt fericit pentru ăla, acum cum vreți și voi, am văzut că s-au ieftinit iPhone-urile, mai ales seria 15, 15 Pro și 15 Pro Max. Bă, dar chiar că și-a luat pe ca. Care el de unde a apărut iar la casă? Dar de unde știe că și-a luat pe ca? Nu știe, el nu știe că și-a luat pe ca. Ai idei repre, că stai că nu știu unde e garajul la stânga. La roșu? Stânga pe pistă, da. Te chipi prima oară când când pilot, gen când scoți din garaj. Ia gândește, ia, ia. Luxor? N-am luat șamalul. Aici, alu. Ia uite-l. De haur. Băi, vă recomand 15 Pro-ul, că l-am personal și chiar îmi place. Minut, revin, de mine. Ok. Mulțumesc de follow, Vlad, pe TikTok. Fă-l pe Luci săgeată la tine. Băi, vedem, poate-l fac săgeata mea. Bine, dar eu nu știu dacă sunt garde de corp încă în sindicat oficial sau sunt sindicat. Când ești APK înseamnă că nu mai face parte din nicio organizație. Da, ieșe. Că să-mi dai follow, nu dau follow. Pare rău. Niu. Să avem ceva de mers până pe caio. Salut, poți să-mi iei tichete pe Discord, Costel Beju, că aștept de mai bine 3 ore sau mâine. Ce problemă ai? Chiar nu uitați să intrați și pe serverul de Discord, îl aveți în pin. Și dacă vreți să-mi dați un follow pe Instagram, mai fac câte un story, ne mai distrăm acolo. Și da, mai mult ce să vă zic. Dacă vreți să mă susțineți cu donații, puteți să mă susțineți ori prin Super Chat, ori aveți de în descriere TypeStream și Streamlabs, cei care doresc, evident. Ajut până să răspunde ceva pe așa e. Mulțumesc la de follow pe TikTok. Vedeți, dacă s-a tăiat numai la chat, era să intrăm în apă. Și jucăm și first person. E prima oară când aterizez first person. Ia uite-l, mă. Oh, suntem vii, ok. A, bine, mă, tu crezi că murim? Sergiu? Da. Un mic advice. Yes. Cel mai bine avioanele și așa mai departe, elicopterele parchezi, că mai vine... Lasă-mă, dacă vrea să le cineva. Da, dar mai vin polițiștii cu elicopterele și când văd avioane zic, opa, sunt oameni pe care, o, vine raidul. Da. Intrăm, Sergiu, pe grup? Mulțumesc de follow. Bianca Lia 28. Distrați-o pe grup. Hai că scot eu șarțul 6-le. Hai să vedem. Am auzit mașina. Mamă, dar burdare. Mamă, dar vezi că n-am arme. Stai secundă. Ia stai că vreau să văd o chestie. Dacă mi-au dispărut din mașină toate gadgeturile și tot ce aveam, din cauza că... Îți dispar. Păi de ce? Dacă alea n-avea treabă gadgetul cu nu prima. Nu contează. Așa e, mi se pare că chiar îți dispar. Doamne, ce tâmpenie.
S-a făcut un fair all play și din cauza asta e un băiat, ne-am pierdut gridul și are dovadă Hex Gabi. E profit de armele astea. E că s-a făcut fair all play. Stai o secundă. Și adică voi vă distrați pe grup. Auzi? Da, zi. Tu ai ceva prin mașini? Nu mai am, de fapt, stai că am primit insigna nouă, nu. M-a ajuns cu ceva? Ia zi. Îți dau tărăt toate armele mele pe care le-am slăbași la tine în mașină sau să le ții la tine și că după ce îmi scoate să-mi le dai? Da. Ok, mersi frumos. Yeah. Mersi de follow, am nou BYS. Grupul nu. Care-i grup, mă, nebunule? I-am ceva prin asta? N-am. Helicopter. Dar mi se duc și supresoarele și astea sau doar? Băi, nu mai știu, că doar armele, dar acum, I don't know. Armurile știu că n-au treabă, gloanțele, stai așa. Trebuia să fie la ședință. Acum, aprins live. Altceva nu trecă. Ia de aici. Ce mai bine ține la tine. Opa, scuze. Hai, vino, vino lângă mine. O ia, ai pe ochișor, da? Da, da. Ca să nu fie după ceva gen. Să știu ce ți-am dat și ce trebuie să îmi dai gen. A, dar nu ți-a scos încă insignă? Încă nu. Da, mă, ce chestie. Îți dau și ăsta și o să port doar pistolul. De ce n-a făcut ticket? Cei din Las Vegas au scos armă în zona publică Bonton la scafandru și ne-au omorât. E clară treaba. Bun, perfect. Astea erau ale mele. Armurile nu mi le ia, nu? Nu trebuie armurile întâlnică. Nu. Perfect. O să le pun în ăsta tot ce mi-a dat băiatul. Mamă, două gadget-uri, wow! Scuba... Stau acum. SMG... Un sniper... Un military... Unde-i mă military-ul? Uite un military, căsale lui... Și glanțe, nu știu. Păstrăm și noi niște glanțe. Military Rifle 2. Auzi, Sergiu? Da, zi. Nu ai cum să le ții la tine, gen? Las că le ții în mașină. Păi, dar nu dispar? Nu. De ce dispară? Păi, dacă le ții în mașină, mă gândeam că poate te duci și ții. Nu, că eu le-am de mult. Eu mai am și în alte mașini păstrate. Ah, ok. Bine. Mă gândesc cu atât ce ți-am dat ție în mână, gen, că nu mai sunt ale mele. Nu, sunt ale mele acum. Bun, perfect. Păi mulți așa fac. Da. Ca să fac rost de arme. Mm-hmm. Era un elicopter pe care sper să nu fie extra probleme. Da, gen, dacă tot, nu-i probleme ca armă, dacă tot m-a dat afară pe degeaba, măcar să am și un plus din asta, știi? Ia, teach me. Mamă, doar spatele. Câte ore trebuie pentru mafia? 150 de ore. Gata. Nu-mi ceva durere de spate. Unde vrei să rămasa? Da, de metanfetamină. E să-mi iau și eu job-ul. De dealer de droguri? Da. Cu jobul ăsta, gen, poți să faci și meta și coca și toate, nu? Da, este să văd că... Cred că l-am vrea să văd o chestie. Ai ce? Produc cocaina. Bă, dar mie tot nu merge. Ia, hai să mergem seara. Cocaina? Aici e cocaina. Dar nu aici era cocaina. Ba da, aici era. Cocaina era în partea... Aici era. Alta, acolo. Aici era. Urcă. Uie mea.
Uite, aici se produce cocaina. M-am menționat, da, 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 păstării. E clară treaba. Nu, nimic. Așa, bun, mi-am luat ăla. Hai să vedem dacă, cum poți să intru pe server? Scrie Optic România și intri pe el. Da, arată-mi unde ai de metamine, metamfetamine. Tot nu merge cocaina, eu nu înțeleg, mă. Cum adică nu merge? Te lasă? Ce să mă lasă? Să produci? Nu. Dar gen, nu trebuie să ai mai multe chestii ca să o faci? Păi mai întâi să te lasă să intri pe masă. Am înțeles. Ia stai, mă, să mă duc să culeg ceva. Auzi? Da. Păi mai intrat în sindicat sau tot gardă? Tot gardă, aștept să... De pe ce mi-a dat insigna. Da, multe ține. Insigna? Ce fel de insigna? Pe de pe ce mi-a dat insigna la masă mare. De gardă de corp? Da. Mamă, dar nu durează. Bă, dar unde e, mă? Ce să fie? Nu găsesc o recoltă. Avem, mă, încoa. Aole, le-au mutat. Uite, recolt. Coca, le-au mutat. Puteți să facem ambii la ce recoltă, sau? Aba, nu poți. Merge? Merge online. Merge eu? Nu, nu. Nici bine. Păi și ce facem mai exact? Normal, trebuia să meargă, dar nu zic ce rămasă. Zic, ce făceai aici mai exact? Produci cocaina. Oh. Gen alcaloid ăla? Nu, asta e cocaina, alcaloidul e separat. Pe stai, dacă ca să produci cocaina, îți trebuie mai multe de la de cocaina și încă ceva. Da, păi îți trebuie alcaloid, alcaloid ăla, frunzele ăla, mereu le încurc. Da. Și cocaina. Cocaina. Da, frunze cocaina și de alea, cum se numesc? Cred că alcaloidul. Da, alcaloidul, sunt frunzele alea de lei de pe insulă. Da, știu, sus din paleta aproape. Da, din munte, de pe munte. Așa. Pa. Taci. Nu trage. Nu trag, să nu știu. E îmbrăcat înalt. Înalt? Ușor. Da, ia hai. Ușor, pe ciuci. Ia, hai pe aici, hai pe aici. Mamă, dar tu te vezi că ești înalt, mă. A. Pleacă. A, cred că pleacă. Auzi, dar aici, din câte știu, nu poți să faci pun de masă, nu? Nu. Și gen, dacă se întâmplă vreo încălcare a Bibliei, gen, nu poți să faci, nu? Nu prea. Nu se ia în considerare. Nu prea. Deci acum, dacă vreau, pot să-l omor liniștit pe ăsta. Nu. Că nu are nimeni ce să-mi facă. Ba, mai am voie, dar asta nu mă rog. Ok. A, mă gândeam că o să fac asta. Ce să facă? Care e șefule? Nu știu, șefule, nu recunosc. A, Mocanu, fițar capul de râs. Bă, te lasă, mă, la masă să craftezi pe tine? Ce? Te lasă la masă? Da, fiți atenți. Vă duceți înapoi și vă duceți acolo și apăsați. Cred și începeți. Am dat de 10 ori. Am dat de 10 ori tura. Nu. Ce-ți trebuia, mă? Frunze de... Frunze și a coca... De la, hau, mau. Frunze de cocaină. Cocaină.
Deci frunză de cocaină și de la și alcaloid. Alcalcolcamin. Alcolcamin. Alcaloid. Paracetamol. Aha. Cred că am dat de 10 ori să iau tura aia. Vreau să plătești ceva, cum poți să intru pe server? Nu, este total gratuit să intru pe server. Și-a luat ce cauzi? Nu și-a luat ce cauzi. Mulțumesc Andrei Andra de follow. Nu și-a luat ce cauzi, pentru că cum v-ați uitat și voi în videoclip, o să mai reacționăm încă o dată la videoclip. O scăpați din închisoare, Uzi. Și chiar a ieșit mișto cinematicul. Vezi că când alegi din deportare, scam pleacă așa frizura într-o parte, nu știu de ce. E clar, nu știu. Și când te vezi, zici că ești din Mickey Mouse. Mickey Mouse? Hai că se deschide. Hai că merge dacă e. Hai că merge! Hai că merge. Bă, dacă gen nu mai ai meniu, nu mai ai masa aia, gen doar trebuie să apeși. Păi da, dar lu' ăsta-i dă, n-auzi? Pidă? Da, lu' ăsta, pe ăsta lasă să crafteze. Om, dracu. Nu știu, mă. Și mai e încă una, urcă. Ia. Să văd dacă mai știu locația. Dar cred că le confund cu țigările. Mai e o locație, chat. Îmi sta acum în cap, dar nu mai știu ce e de acolo. Ia-i până la aia. Romale, romale, romale. Dar așa, din amintiri e locația asta rămasă. Amintirile mă răscolesc. Amintirile mă chinuiesc. Opa. Amintirile mă răscolesc. Deci ceva e pe aici totuși. Aici e ceva. Că știu din amintiri. Da, e o ușă care se deschide. Aici, a? Și aici, vină-mi cu a. Știu, se face ceva aici, opa. A, ok. Mamă, a, deci aici e metamfetamina. Ce ziceți, băieții? Ah, ce era aici, mă, că nu mai știu? A, meta, am greșit, am vrut să iau... De aici e metafetamina, ca să iei. De aici e metafetamina. Take me. Da. Da. Am venit aici, am greșit locația cu aia de spălat bani. Nu mă, lasă. Ah, okay. Aici mai în spate. Ce-ți mai trebuia ție? Aia de spălat bani. Nu mă, nu. Zic, ce faci cu metafetamina? E... Unde ești? A plecat ăla, nu? Da. Nu mai știu ce faci cu asta și craftezi ceva, dar nu mai știu ce craftezi. Asta gen, nu poți să vinzi metanfetamina? Ba da, parcă. Nu mai știu, că nu mai știu de mult, ai faza. Vreau să fac bani, știu zic. Uite, o metafetamină am primit. Pe cu o bucată și am stat o grămadă. Păi da. De aici e metamfetamina, de acolo iei aia, ketamina sau cum se numește. De unde? De acolo, la masa aia, craftez cocaina. Și mai încă ceva, dar nu mai știu. Mai e pentru ketamina, dar ketamina se face cel mai greu. Trebuie găleată cu apă, dar acolo îți mai trebuie și găleata cu apă. Aia chiar nu știu, asta dolește. Apa e din mare. Interesant. Ia stai, mi se pare că dacă avem asta la noi, s-ar putea să ne lase acum. Să accesăm asta o dată. Ce? Păi, am schimbat locația de spălat bani. Vino după mine. Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc, nu mi-am greșit,
Nu mai știu cum e melodia, dar era mișto. Oh, smaranda. Ușor. Ia, ușor. Mamă, urât la la. Mut 120, 26, 80 limbaj. Aia de bani era în partea asta. E fix asta. Asta e de bani. Asta e de bani, aia din dreapta. Ah, nu mai știam să-mi bag pixul. Ne. Hai, nu, nu, am mai venit de mult de pe oraș și na. Ce să fac? Gata, hai. Am uitat, găsit, te apuc. Plăcere. Vezi că mai e cineva înseamnă. Ce ai zis că mai faci la reacție la Uzi? Da, mai facem la reacție și la Uzi și la străpeală. Ah! Nu cred. Așa mă, am crezut că s-a stricat mașina. Da, așa am crezut și eu. Da mă, Canu. Da mă, Oi. Canu, zi. Ai plecat după Caio? Nu, m-am dus să le arăt la niște băieți de aia de bani. De spală banii și... am luat niște metafetamină. Ai bă, cumva de la... cocaină de aia. Alcaloid? Nu. Bă, stai, nu e alcaloid. Paracetamol. N-am mă de la, n-am, trebuie... Să mă duc să iau și de acolo, din plantație. E la mama dreacu în oraș. Bine mă, mersi oricum. Bă, tu metafetamina... Sergiu? Da. Mă ierți o secundă, pe gândurile acum. Ok. Da, Caim. Cântă. Vorbim sau nu? Hai mă, pe ce răbdare. Mamă, ce poză de mafiot ai, ți-ar capul de râs. Da, dacă vă arăt poza lui AKM, vă muriți de voi, muriți pe voi aici. Ia uitați, polițistul AKM, uitați ce poza are, pă. Era să arăt altceva, fă-te naripă. Ce bună e o gură de cola, o pungă de popcorn. Pepsi, avem popcorn, n-avem, avem chipsuri. Bă, și-am vrut să arăt ăsta lui AKM. AKM șeful fraiere. Nu, AKM nebunul, pentru că e nebun cu acte în regulă, AKM. Poate arătam numărul de telefon, că... A, dar n-aveam cum. Uitați-i poza, stai. Nu se vede. Ăsta e AKM. În carne și oase. Poate arătam numărul, moșomăra. A, era mai jos, n-aveam treabă. Gen, a trecut 3 ani, da. Hai cât... cât îmi revine Luci, ne mai uităm încă o dată. Am ba piciorul. E tablet. Am deschis tableta. Intrăm frumos pe YouTube. Și ne mai uităm o dată la... clip. Până nu-l șterge, că ai zis că o să-l șteargă. Ai în fază și nu vreau să șteargă. Abonamente. Băi! Omul ce la secția de poliție. Da, de șos. Cât trol e.
Ia uite-mă și pe mine aici. Oh, yeah. L-am postat la mine pe canal? Nu-l mai posta, că o să-i copyright. Mersi, Beto, de follow, de subscribe, de ce-o fi. Ce-a văzit tu zi? L-a băgat la bulău. Și era, trebuia să-și aceca. Sony n-a aprobat CK-ul, așa că i-a dat după 3 ani. Bine, el avea pe viață pușcărie. Dar i-a dat după 3 ani cu stropelă. O să vedeți imediat ce se întâmplă. Deci, Uzi era în... În dreapta este Zain. E... Nu cred că e Zain, nu. Cum, dracu? Da. Cam atât vă știi la el. Bă, ce să zic, mișto, Lambi. Dar hai să ne continuăm noi aici, distracție, gata. Așa. Nu mergem, bă, gameșorul în el. Hai înapoi, bă. Ce dracu ai făcut tot timp? M-am uitat la ceva, pe...
pe internet la două videoclipuri. A, păi în timpul ăsta eu mă omorât din greșeală. Ai cum ai omorât? Ai revenit. Ți-ar capul de râs. Cum ai revenit la viață? Eronim ăla din Rolls? Da, în fine. Bă, din greșeală te-am luat la spate. Cine e, mă? După gât, bucata. Când nu merge să dau cu pumnul așa, am încodat din greșeală. Da, mă, Eroni. Cu târgul și dau tot din greșeală. Am înțeles. Hai, înapoi, că n-am. Mie nu merge asta, nu știu. Merge? Da, picior. Nici bani nu mai poți să faci în ziua de asta. Lor ci că le merge asta, dar nu înțeleg. Păi nici mie nu merge. Uime. Da, foarte interesant. Mă, ce? Eu zic să nu mai stai pe aici. Mă, ce? Da. A bubuit ce? A bubuit o... Păi și fata aia a fost luată de cei oameni care au luat-o și pe Bianca, dar doar că fata aia... Cum o cheamă? Lavinia a fost salvată. De un Recohau, poate un bug. Am mai dat Recohau, o să mai încerc. Bine, am mai încercat și alaltă ieri să fac, că și tu la fel îmi făcea. Nu știu ce bug ar fi. Cererea e că la Stropii am mod la de 3 săptămâni și la tine nu am și te urmăresc data trim. Bă, Gabi, trebuie să fii foarte activ, pentru că nu vă văd activ pe live-urile mele. Când e Stropea la live, s-a terminat, poți să zic că e șahmat la live. Eu zic să-ți bagi mașina. Lasă-n, plecăm. Nebunule. Plecăm. Zi. Bagă-ți mașina în buzunar, că nu o să pot să o mai scoți după aia. Ba acolo. Pot, mă, pot, hai. Bine. Pot eu, cam. Na, știu eu de ce. Am înțeles, am înțeles. Nu-ți mai apare ca fi mașina ta, nu? Da. Ok. Decolăm? Păi, cam așa ar fi. Decolăm? Da, faci cum fac și, faci cum fac și eu. Da, fac de astea. O, bun, îmi place așa, îmi place. Mai dai, mai dai, că ajunge mai repede. Da? Bine. Dar... Bag-o pe aia. Intră în apă, mări și nu te teme. Dar tu vezi, nu intra. Da, mă, da. €10 sau activitate, ia zi-mi, topoare. Și pe cine avem la topoare? Pe Andrei, uite. Mă, Sergiule, ce bine ții manevala aia în mână. Tu ca ai experiență. Nu. Ai auzit? Da, mă, da. Vezi că suntem cu avionul, nu cu barca. Asta așa, ca să știi. Lasă că-ți face și barca. Nu înțeles. Doar Sergiu orice e posibil. Aoleu. Nu-i greu să fac barca. Salut, Sebi! Ore, ia-te. Da, mă, da, te chem, dacă o să mai joc ce se. Trebuie să văd ce filmez cu electric chat, nu uitați! Vă așteptăm un mai, cât mai mare pe Discord. Și nu uitați și care nu aveți clăpățelul activat, activați-l și voi, bă, să vă trăiască familia, că postez acolo degeaba. Ne chinim acolo și eu nu vă notificări zero, mă, mâncavaș. Avea și casca lui Zain? Clar. Aterizăm pe Dubai? Da, azi, sunt stâlpi, da. Dar facem ocolul Los Angelesului în 80 de zile cu Jules Verne. Da, mă, mergem pe... Am, știu, o scurtătură. Scurtătură către ce? Către Los Santos. Aha. Nu e ca și cum e în dreapta. Bă, vrei fazma gen episod? Nu știu, mă, o să vedem și cu episod. Am încercat aseară să filmăm. Ne-a dat mare eșec. Păi, necurată și ajungem de cu naufragia asta. Da, ajungem, mă. Că ăla cum îl cheamă? Capitan. Hai, caterizăm.
Ce aterizez? Aterizăm. Tu de unde? Aterizez. Unde aterizez? Pe pistă. Aterizează pe pistă, dar nu... Da. Ce faci? Bă, vezi că se duc... Bă, what? Bă, ce... Eu văd că stăm în aer, respectiv, ești ba, nu? Ți se pare ție, tu nu vezi pista? Chiorule. Am înțeles. Ești chior. Ba da, frate, e pistă, e pistă. Da? Bravo. Da. Bine că o vezi acum. Te înschii, ești chior. De fapt, nu văd. Eu nu văd, dar se duce că e aici. Dubai, Dubai, viața ca în rai. Da, da. Se mișcă webul în rate? Nu-l văd în rate, îl văd așa. Acolo când e prăbușim și să fie Dubai, Dubai, viața de pește. Aterizăm ponton. N-ai tu plus să aterizez eu vârful roții aia, alea. A, știu unde aterizăm, stai că mi-am găsit noua pistă de aterizat. Yes. Noua pistă? Noua pistă? Noua pistă, da, da, da. Are răbdare. Ia. Parcă văd că aterizez în vârful. Da, mă, sorbesc cu ei, că cu ei facem. Băi, bă, ceva te-ai îmbătat cu Pepsi, da, da. Dar să dezi noua pistă de aterizat. Aterizează prezintul, Taur. A, am înțeles. Credeam că doar eu pot să mă... Înainte să vedem rate, Sergiu, când faci live cu Phasmo. Live cu Phasmo? Vrei să mor pe live? Mă surprinzi, băi. Hei, Siri, call electric on speaker. Mă surprinzi. Vezi că am trecut cu avionul pe sub podurile astea pe aici. Mai făceam asta când era mic. Nu te vrea cu tătul? Aaa, la cai. Da, bă. Da, vezi că nu zici rău. Am dat foarte multe feritare. Am mai aterizat aici. Stâlpuri. Am dat foarte multe stâlpuri. Bă, vezi că dai stâlp. Nu dăm, nu dăm, nu dăm. Nu dăm. Da, frumos, frumos, frumos. Da, frumos. Te-ai zis că nu dăm. Te-am ca o pasăre. Te-ai zis că nu dăm. Și și decolăm. Hai să aterizăm pe aeroport acum. Aia, idee bună. Hai până, hai pe aeroportul din Sandy. Bă, vezi că îmi place că pilotezi afi de mine, ca mine. Ai păcămeș! Nu mai vrea să... Ce? A, fiu, gata. Nu mai urca. A, ok. Eu mie îmi plăcea să mă duc, gen, să mă fac stânga de alta printre blocuri, știi, mă duceam așa, dădeam dodge. Era foarte de chiar. Dar tu vezi, încălzirea asta, nu ești în tuta ori. Da, 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 da. Bun, bun. Pare, pare că normal că o vezi, toată lumea vede, ce mai vedeau. Uaa, ce șmeche frâne, ești bun? Auzi? Da. Da, impactul vizual, dacă te uiți prin ochii din cap, e teribil. Ia, dă-te dacă peste cap, dă-te așa, gen, fă dreapta, de tot. Nu gen, așa, așa, așa. Vai, de capul meu, cum se vede? Sergiu, instalezi Phasmon? Prea, prea. Să-mi vezi să joci? M-a lăsat că plictisitor, acum nu știu ce. Știi ce scurie eu? Ia zi. A, bă, ce? Da. Nu, vreau să văd dacă pot. Da, poți. Vezi că asta e pista de... Nu e... Las că e bine și aici. Lasă-mă că eu mereu aterizez unde vreau. Adinea ori a aterizat în mijlocul oceanului, deci nu văd de ce... Păi vezi? Nu văd de ce ai putea aterizat vreunul. Gata, cine vrea avion să-l ia. Vă mulțumim că ați ales Sergio Airlines. Ai văzut că am aterizat cu mine? La revedere. Pe trei piste am aterizat. Casino, nu, Dubai, casino și aici. Bun. Să jurăm. Da. Acum că ți-ai primit insigna, poți să-ți faci proprii detalii gen... săgeți în devenire? Bă, nu știu încă. Eu știu că deocamdată și eu sunt săgeată. Practic am primit insigna doar ca să pot să-mi iau și eu arme și astea. Deci încă practic sunt săgeată.
De ce nu e Signa de Săgeată sau e chiar de... Nu există. E masa albă, că nu există de... Da. Ok. Bine, rău. Vezi, să nu uiți că eu gen stau în coadă, nu cum să-mi bași pe unul locul. Te bag. Unde e mai electric? Avem electric aici? Valic cu duplicare. N-avem electric, nu? N-avem electric. Auzi? Ia zi. Ai cumva ceva de făcut pentru mine ca să fac și eu un ban? Că apare n-am cum să fac bani. Nu așa. De ce? Păi dacă mă am cocaină și astea nu poți să faci? Ah, păi cred că o să poți să faci, dar nu știu de ce nu merge. E, până pot, n-am cum să stau cu 2 milioane în bancă și 2 la mine. Ce ai ăștia sunt toți banii? Mhm. Mamă. Nasol. Da, foarte nasol. Pare mai în Hitman mai făceam un contract, dar dacă fac ăștia sună și nu mai vin la contracte, hai, ăsta e nivelul. Ia. Yeah. Oleu, mai mult pe suflet. Mersi frumos, rămân dator. De ce re? Ce dracu' e mașina asta? Nu știu. Și mai chiar. Mersi frumos, m-ai salvat de la necra, să zic, doamne ferești, m-ai salvat de la foame. Bă, măcar să ieși tu acolo. Mersi frumos. Nu stai că am o problemă. Ce problemă? 105 like-uri? Sergiule? Da. Știi ce e aia, un boner? Este puțin. Trageți pe dreapta, vă rog. Gata. Gata, șef, trage. Băi, 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 băi. Adică patule am... Bună seara! Bună seara! Ce s-a întâmplat? Bună seara! Agent principal, Andreas, de la Poliția Română. Trăiți. Așa, spuneți! Aș dori și eu un buletin și un permis. Dacă se poate. Da, nicio problemă! Poftiți? Și... Ai, cred că eram problema, că n-am omologat mașina. Colegul care cum e la 1038? Vezi că s-ar putea la... Așa, și un permis aveți? Da. Poftiți, domne, ce s-a întâmplat? Domn polițist, îmi răspunde și mie. E doar o verificare. Nu știam ce s-a întâmplat. Băiatul, de ce are mască? Sunt militar, nu e mască, e cască. O insignă, okay. Ai ceva? Vă rog să vă dau jos. De ce? De Afganistan? Ce de militar? Domnul. Da. Vă rog să vă dau jos din mașină. Nu pot, pentru că în urma războiului a rămas fără picioare. Dacă aveți un scaun de răptire cumva pe aici... Păi noi vrem să-ți facem o percheziție pentru că ai mască. Edi, Edi, auzi, te rog, am o rugăminte la tine. Mă auzi? Da. Părăsește zona. Am o rugăminte la tine. Acopă-te, domnii. Da. Hai mai încoa. Așa. Domnul. Da. Vă rog eu să deschideți ușa să... Vă controlez dacă nu vreți să fac așa. Vă rog să eliberați una. Haideți că încep să vă dau jos ușor. Eliberați una. Dumnezeu asta în caz de ceva. Dacă faci așa ceva, ești cel mai mare de simțit major. Eliberați să-ți puteți zona. Haideți că mă țin cum am mâinile, faceți repede pe chestia. Eliberați zona, ultima avertizare. Edi. Stați puțin. Eliberați zona. Eu stau, da, haideți repede. Edi.
505 către toate unitățile. 150 like-uri, bă, pe Sergiuna, na, na, na. Bun. Cu fața în mașină, te rog. Sunt, haideți repede, că mă dor picioarele, v-am zis. Edi. Șurel. Edi. Mamă, zic că n-are nimic la el. Eliberează zona! Bă, tu n-auzi ce-a zis? Nu mă interesează ce-a zis, vă rog să eliberează. Nu? Ieși, da, din astea faci. Vreau să nu mai poți masca. Lasă. La revedere. Ok, colegul... Părăsește zona. Da, acum mă duc. Bă, sunt creier, bă, Sergio, bă, sunt creier, ce-ai făcut? Dă-mi înapoi, uite-te, n-ai știi că am început să bag totul în, în ăsta, cum se numește, în... Aveam un cuțit și una, aveam un cuțit și una pe pistol, cu... A, deci aia astea erau tale. Da. Aoleu, și-a pe pistol aveai... Bă, când te duce, când te duce capul, te duce. Aveam 1000 și ceva, mi se pare. Da, uite-le aici. Yeah. Eu mi-am început să-mi pun tot în torpedou ca să nu se întâmple nimic. Le-am pus pe toate. Bă, avea a fost creier, bă. Să știi. Eu nu știam, era ce genul, bă, stai că stare arme, cum fac? Unde fug? Deci mi-ai adresa n-ai voie. Cred că deja te întrebai, dar bă, dar avea arme asta, cum era cu l-am dat jos căpușel? Uite o mașină de aia de-am avut eu. Bă, panorama. Nu, da, am eu și ai avut tu. Uite. Vezi că din cauza ta, vezi că m-a luat garda. De ce? Și ce că mă duci în urmărire general. Măi, dacă e păros. Eu ce-am făcut? Nu tu, de el zic. Ei, da. Dacă îi zice poliția pleacă și el. Sergiu, trebuie să-mi băgi GTA 5 la jocul avem, da? Nelu? Ce-i cu Nelu? Nu Nelu, nu știu cum m-a chemat pe polițistul ăla. Nu. Tot repeta să pleci, era Nelu? Nu. Nelu? Nu stâlp în față. Asta vă stâlpi în pace. Nici nu l-am atins. Nu te-l pus ăsta cu părbe. Ce gol-i spitalul. Ia! Uite-l pe copil. Ia. Și rămâna. Ce cu tine? Rămâna, nepot. M-am pierdut-o. Hai că te-ai pierdut. M-am pierdut-o. Urcă. Unde te ducem? Nu știu, domnule, că sunt singur. La organe. Bătaș, mă. Ce-a făcut? Știi unde ți-e casa, copile? Nu, domnule, că sunt pe strad. Adică? Oh, mai bine. Deci m-a abandonat, mamă. Bătaș, mă. Abandonat. Ce? Bun, perfect, la organe. Vrei să te ducem undeva? Nu știu, doamne. Păi zi, ca să știm ce facem. Nici nu te poți lua cu noi. De ce? Pentru că noi trebuie să mergem la femei și tu ești copil și nu poți să mergi. Da, mă, stept. Unde e Maria? Maria? Stai că vorbesc cu Maria. Vrei să-ți iau o... Aoleu, ce faci, Maria? Doamne, stai puțin. Stau. Te sun în 2 minute. Bine. Ai pe Maria, pe GPS. Ce mă... Fițar capul de râs. De aia zic că mă sună în 2 minute. Hai, după aia. Merge la Maria să-i dă Marie copilul. Să ai grijă de el. O să fie acolo, o să fie Maria în timpul ucii. Stai, nu mișca mâinile sus, copile, stai o leacă, nu mai așa și de mine. Mâinile sus, Doamne, stai, i-a copile, pus... stai o leacă. Eu sunt curios cum i-ai pus, da. Da. Ce să-i Sergiu pun? Vrea tot chat-ul Fazmă. Lasă-mă cu Fazmă-ul tău. Acum am găsit-o? Foarte simplu. Wow. Nu știu că e Maria. Hai mai... vezi că Maria e mai în față. Dacă te ești bine pe GPS. Da, mă ușu, da. A? Maaa! Chiar o idee bună că ar mereu la mine și după ți-o dau ție și iar facem. Aceea și e fie. Ia uite pe ăla. Ce a vrut să facă? A, e cu ei. Na, cum? Mi-a deja pus arma pe noi, adică oamenii spuși pe... Și ce zic?
Ce arme? De jucărie, nerf. Neseara, ce se întâmplă aici? E... control la vamba, aș vrea să mergeți în față, trageți pe dreapta. Dar nu ne vreți să treci în vama, stăm aici pentru cineva. Dați, domne, că am cuplit în spate. Hai, mergeți în față și se ocupăm cu legile noastre. Mă ocupi, mă. Treci în vama sau? Nu, așteptați să vă facă achiziții și după. Bun, mergeți acolo în față, mergeți pe dreapta. Mergeți în față, pe dreapta. Bună, Maria! Bună. Bună, Maria! Mamă, dar pic... Bună. Să știi că pică. Pică rădătorul. Hai că ți-am să ai grijă de cineva. Bună seara. Poftim? Am să ai grijă de cineva, că de-aia te-am sunat. Bună seara. Opa. Deci eram la spital. Domnul Mario, stați un pic. Eram la spital și am găsit un copil pe stradă, abandonat, nu știu ce cu el, și l-am luat cu mine în spate. Nu, n-am simțuri materne, îmi pare rău. Și nu mă, stai puțin, lasă-mă să vorbesc probleme, că e părăsit, nu știu nimic de familia lui și vreau să mă ajut să fac ceva, că nu pot să-l iau cu mine peste tot. Domnul la orfelinat. Părăsit zona, domnul. Și colega, am luat și mie să fac și eu. Ai fost verificat? Uite-mă, asta vreau. Verifică-mă să vezi, că n-am nimic. Asta vreau cu control, cu de-astea. Eu am copilul în spate și nu știu ce să fac. Vedeți că mi l-ai... A venit doar să vorbească cu mine. Ia, domne. E drogat. Domnul, de ce vă drogați în timpul muncii? Ia ziceți. Nu. Nu. E dus orașul de tot. Mamă, ce glos mi-a luat. Dă-te și tu jos. De ce? Control corporal. Colegul se trage. Domne, se trage, na. Ce că ai? Am un copil în spate. Eu cum ai scris drogat în timpul muncii, nu mă. Păi parcă se trăgea colegul. Nu e nici, nu se trage. Nu e nimic. Doamne, dar vorbiți. Na, poftim. S-a auzit. Ok. Ăla din stânga trage. Nu îl mai trage nimeni, gata. Vă rog să vă dați jos pentru un control de rutină. Amândoi. Să-mi fac. Ia-l tu pe ăla, în dreapta le-ai eu. Sigur. Să-mi bag. Haideți, domnul, trebuie să coboar și eu. Degeaba coboară. Trebuie să coboare și copilul? O secundă, o secundă. Degeaba controlați acolo. Faceți în timpul, domnul, fă-i, faceți în mie, că am o mică problemă la mușchi. Acum să zic. Hai, vă dați și dumneavoastră jos? Așa. Poftiți, doamne. Fața la mașină. Probabil nu aveți loc din cauza stâlpului, dacă mă înțelegeți. Nu, o secundă, nu, cu creierul o problemă, o secundă. E mai glas el astea? Imediat am văzut și mie. A, să vă dați și dumneavoastră jos, domnul copil. Ce căutați cu... Ce să fac? Bronze de cocaina și cu un grab de metafor. Le-am primit de la Bihăiță. Nu știu de ce mi l-a dat. Ci că păstrează-le, nu știu ce faci cu ele. A, asta e bun. Supresor-alarmă. Ce-i căutat pe ele? Pentru ăla... știu că aveam, mi-am luat licența aia și na. Sniper Armor 72, ce-i căutat pe ele? Nu știu, doamne, alea... Știu că Mihăiță s-a pascos totul și mi l-a dat mie. Așa, stai să caut și mașina, dați-vă, vă rog frumos. S-a terminat! Aaaa! Vă rog să vă dați că trebuie să Nu pot de la... Ce să mai distrug, mă, ce să mai distrug? Ăla a fost de flash. Vă rog frumos. Am înțeles. Imediat. Păi imediat, dar haideți. Făceți-și loc copil, lăsați-mă la sfârșit pe mine, că am un moment. De ce e domnul Cătușa? Haideți copilul. Bine, doamne, că până acolo... Ce s-a întâmplat? ...fac la corpacaj. O să vă controlez aici, în continuare, dacă se poate. Domnul Cătușa, vedeți pe mine, vă rog. Haideți, domnul. Tu ești mami? Ia-l și du-te și tu mai acolo, te rog, colegă. Hai, vine mai așa puțin. Hai, domnul, jos din mașină. Bine, mami. Domnul. Eu nu știu cui dați lucruri. De ce faci așa din mână? Unde puneți lucruri? Ce lucruri?
Păi nu știu, văd că puneți niște lucruri undeva. Vă văd așa prin geam. Eu lucruri, domnule, să nebunea ca dacă ești locam în mașina mea, ce lucruri să pun. Hai jos din mașină. Ok, e mea. Domnule, cine a chemat ambulanța? Telefon. Nu știu. Nu știu. Poți să-ți scot cutul și e gata. Cred că... Da? De la noi. Cipriane! Cipriane! Stai, păi nu pot, domnule. Cipriane, să-ți trească familia! Da, o să verificăm și mașina asta din știință. Domnul, de ce aveți mâini la spate? Stai puțin, că vă ajut eu să puteți. Cipriane, e full mașina în torpedou. Eu nu știu ce tu căutați acolo în torpedou. De pe mușchiul capa. Nu, nu-i torpedou. Eu am venit să las copilul ăsta să plec. Dă-te jos puțin, dă-te jos să-mi scopi. Ce bine ar fi dacă pot să umplu și eu în torpedou. Imediat mă uit eu. Să-mi bag. Ce face? Am mutat-o puțin mai în față doar. Zi. Hai, jos. Așa, domnul Șerge, mă auziți? Da, da, vă aud, domnișor Maria. Să-mi dai și mie acces la torpedou. Las că încerc, dar nu merge. Ajutor. Mă uit eu. Cum să nu merge? Colegul, dă-te, colegul. Dacă tot m-am băgat, ce să faci? Pe mine. Du-te și apă altcineva. Dar tu nu mai erai în poliție. Lasă-o blei. Să te ia ciuba și pe tine, rezolvă. Mă duc să mă țin ucid. Papa. Nu, nu. Fătu-te, n-are pozitiv! Ce s-a întâmplat-o? Domne, dar nu... N-auzi că nu merge, cu ce nu să merge. Nu de merge? Ce s-a întâmplat? Să vezi, astea-ți absurd. Da, dați un pic, domne, ce vă dau eu jos. Vă dau eu jos, să aveți răbdare. Dă-mă jos, cumva. Veniți un cace, unul cu taser. Ah, ok, stai puțin, stai puțin, că vin imediat. Ce s-a întâmplat, nenea? Dă-i taser. Dă-i taser pe partea asta. Lasă-mă să vezi. Vezi că te dau jos. Domne, nu, cum să zic, nu apare, s-a blocat. Bă! Ce-a făcut? Bă! Mașina! Ble! Ce-a întâmplat? Mașina! Cale. Bă, scoate, mașina! A? Domnul Sergiu. Da? Aveți 2 minute să-l aduceți înapoi aici dacă nu o să aibă bon. Eu știu, cu ce-ți devină? Dar nu contează, e prietenul dumneavoastră, dumneavoastră. Păi nici n-am numărul, i-a urcat cu mine mașină. Colegii stați că urmă pe el, îi scot cătușile. Că e prietenul dumneavoastră. Păi știu că e prieten cu mine. Cine s-ar mă fel, cine s-ar mă fel. Dar nu-i problemă. Țin mâinile sus dacă vrei. Salut șefule. Așa, îl sun și-l chem înapoi. Dacă aveam numărul lui șefului, era bine. Cum e să fiți, domnule polițist? N-am numărul lui. Lucram prin cineva cu el. Domnul, haideți după mine. Îl aduci înapoi. Și cum vrei, mă, să dau de el, că... Stai pe loc. Doamne, maica, domnule. M-am oprit, frate, ce e atât de greu. Nu e nimeni, vere. Hai, după mine. Bă, băiatul cu blindata. Polițistul cu blindata, unde mergi? Hai înapoi. Păi da, hai înapoi. Domnule. Deci n-aveați număr, domnului, nu? Nu, domne, că practic vorbeam cu cineva prin el. Ok, fă-te la mașină. Ok. Stai și tu pe loc. Ce s-a întâmplat, domnule? Hai după mine. Hai puțin. Nu, că ăsta nu ascultă, nu, că le-au pe sus. Mamă, ce se întâmplă, mă, iară? Nu știm. Ce se întâmplă? Mamă, dar ce aveți la dumneavoastră? Da, mi le-a dat domnul Mihai. Și nu știu ce să fac cu ele. Spuneți. E frumos să fiți polițiști. Asta, Sergio? Da. Uite, eu am venit cu copilul ăsta, că nu știu ce să fac cu el. Eu de-aia am venit aici. Îi dai la adopție. Dai jetane. Cui să-l dau la adopție, mă, că l-am găsit la spital. Colegul, nu pot să-l pun în... N-am loc, n-am loc. Bă, ce faci, mă? N-am casă. Ce faci? Dar n-am casă. Hai să te controlezi. Da, ți-am făcut. Controlează. Păi n-am casă. Ai jetane. Urcă, bă, urcă. Da, am. Dai? Bă, scoate-mi asta. Stai. Așa. Uite, bă, nu mai merg să te controlezi, bă. Oh, ia dacă mă uit eu. Îți zic eu dacă are. Am jetane. A, gata, merge. Ohohoho. Na, putu-ți mor. Bă, dar ce se întâmplă, mă, frate? Ce se întâmplă, ble? Mere după el, codite electrică, le pot da bani cu brichidul. Le pot da ban. Ce-am făcut? Păi și de unde știu eu alea, cine pe urmă? Unde, mă, ei, că ai... Mă, dă-mi-mi pică orașul, grav, nu mai pot. Și mie-mi pică.
Dăm în de la? Controlez odată. A, păi îmi vrei, să vrei să cer un de la, dar vă urcați în mașini? Mhm. Un, da. Ok, ok. Zile, dă-te rog un permis chineză, Sergiu. Hai acum, zi, dacă am dat-te rog un anunț din ăla administrativ, să nu se mai tragă la... Să se facă un rol pe calitativ la vamă și să nu se mai tragă înapoi, da? Pentru că o zis electrică de bani. Dacă am scos cătușele, dau! Că nu pot să accesez meniul. Ei, na. Mamă, ce plan am avut! 10, 3 și 3. Nenea, ce se întâmplă? Vă rugăm să încercați să nu mai faceți... Și încă câțiva polițiști să fie atenți la mașinile care trec, am rămas prea mulți polițiști, prea puțin polițiști. Deoarece poliția... Ce se întâmplă? Ce faci, băiatul? Bă, uite, nu știu ce se întâmplă. Ți-am glezit. Din cauza... 002 către toate unitățile unde de voi... Domn polițist, dar eu vin după dumneavoastră, eu ce să fac? Gata, vedeți că am dat de ăla. Ajută. Vedeți că am dat de ăla. Sunteți bine, domne? E ok? Da, 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 mersi, Sergiule. Îmi dai niște jetoane. Ce jetoane mai am, mă? Doamne, Sergiu. Da, rog. Da, zi. Sunteți bine? Da, sunt bine, dar mașina mea nu mai e. Păi, dar ce s-a întâmplat? Nu știu. Hai la vamă, hai până la asta. E ok? Domnul Sergiu, cum a zis că îl cheamă pe cel care era colegul dumneavoastră? Ceva cu Luci. Luciano? Luci, da. Nu știu, pe Luci știu. Nu, Luciano? Nu Luciano, Luci. Bun. Eu așa știu că e botezat, Luci. Ia veniți după mine cu ambii. Ok. E botezat? Dați-i copil? Uleu! Acesta nu este tot colegul dumneavoastră. Oh, Sergiu, salut! Ce faceți? Bă, stai... Domnule! Domnule, cum v-am spus că vă cheamă domnul Nalb? Eu? Domnul Nalb. Domnul Sergiu. Așa, băiatul ăsta n-am fost cu dumneavoastră că parcă îmi pare cunoscută vocea. Asta i-am zis și... Nu, eu am venit din paletă. Nu. Eu eram spărat, nebun la cap ce aveți. D69 către 008. Ce? E absurd ce-mi spuneți. M-a adoptat copil, bre. Bă, ăsta l-am găsit la spital. Gata, da, că nu mai vedeam înapoi, în primul rând. Așa, dacă așa e logica lui noastră, n-am ce să... N-ai modul noastră de gândire. Na, și noi de aici acum plec. Simplu. Ai tu mașină, Sergiu? Sergiu? Bravo. Dacă aveam mașină, era bine. Ai tu mașină? Bă, ți se pare cunoscut acela domnul? Ok, este domnul de mai devreme, da. Ce domn de mai devreme, domnul? Deci, domnul! Ce fugit? Și domnul? Este domnul mai devreme, ce mă? Cum facem? Ați zis poate acum. Nu știu, e absurd ce spuneți. Nu, 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 nu e adevărat efectiv. E, în arab. I-ați luat buletinul lui domnul de mai devreme. Am o față de arab. Care a fugit. Asta, da. Arătați-mi mie alea, cum se zice. Oameni, ăștia-s nebun la cap, Sergiu. Bă, ai grijă de copil, că l-am găsit la spital și nu știam ce să fac. Dar cine-i copilul? Da. E copilul meu. Copilul meu, copilul meu. E tău. Ok, e al tău acum. Stai că mă duc să-l duc la... Cum mai faci, Sergiu? Mașina de pe partea unde să-l dau un bec. Salma că ești tu, că dacă nu erai tu, nu se teme. Lasă-l pe copil, să fac? Eu acum am fost până la stropaia la casă și am băut o cafea și acum mă duceam până la spital. Nu prea mai am cu ce să plec acum. Vino puțin încă. Bun. Mă țeau mă. Wake up, bro. Vino încă, Sergiu. Ok, cine e ăla cu brickade-ul? Ia zi. Am auzit că e de-a luat de rege, jetoane. Da, și l-am luat înapoi. Ce faci, te iubesc? Și l-am luat înapoi. Uite la mine cât de mult te iubesc. Și tu vrei, mă, vivar jetoanele de râs. Mersi frumos. Doamne. Da, vei fi luat la secție. De ce? Ce zici, mă, Zaca? Ce-i făcut, mă, și tu? De ce-i mască? Ce-i făcut, Zaca? Cafe și un MK. Bă, dar ești bun, bă. Am nevoie de un polițist. Am avut ce vrei să am acum? Un AP și MK-ul ăla nu pot să scap de el. Cam încercat. Doamne, veniți, veniți mai încolo. Doamne, păi ce mai încolo. Ba da, poți. Păi nu pot, cum? Nu dai pe ăla, dai pe mușchiul distruge. Aaaa.
care sunteți în Căciua, veniți mai aproape de mine. Deci acum știu cum să scap de ele, gata doamne, am învățat. Asta e mașina mea. For bagaj. Interesant. Da, da. Oli, da cu mașina asta. Bă, ai simțit? Scuze, ți dau e mea. Doamne, ai jos de mașină, te rog frumos. Ok, mă dau e mea. De ce prost e? Mașina asta... Domnul, știi cât a fost mașina asta a fost bine? Bă, hai, de dai jos de mașină sau nu, că deja mi se pare că e la mișită, băi, ce face? Scuze, nu, mă uitam. Uuuu, mâncare! Ai îmblat prin torpedo pe acolo. Păi de mașina de noastră, ce torpedo, că jocăm în mașina mea. Mâncare! E mereu te percăsinești și pe tine. Mi-a luat unul ceva, mi-a luat un hamburger. Era foame! Bă, mi-a luat 35. Nu mai arme la tine, care e faza, vă arăt să știu și eu. Nu știu, a fugit ăla. Era cu bilet. Burger? Mă, ce are aici? Bă, vere, ți-am zis că nu mai arme la tine. Unde sunt armele? Nu știu, le-am și mie de mâncare. Nu vreau burgerii înapoi. Stai că ți-au un burger de aici. Pedro, Carlo. Ăsta mi-l dă lapte. Ce faceți, mă? Vreau să dați-vă burgerii înapoi. Bă, bă. De ce? Ce motiv aveți să mergi? Vrei să treci fama? Te percheziunez. Nu vreau să plec, hai înapoi. Ce înapoi? Hai înapoi. Mai bine stau în Mexic. Mai bine stau în Mexic, lasă să. Trebuie percheziunați mașina, nu pe mine. N-am auzi, Sergiu, hai să plecăm. Fața la mașină. Cu ce mașină? Hai luăm mașina asta, lua asta, asta, că e discuia ta. Hai, ești prost! Schitești tu ușa, bagă... Mamă... Te-n gură să te iasă. Băi, băi, sunt prea bun. Tu știi câte apeluri am dat? Deci sunt prea bun, sunt prea așa. Băi, nu știam, nu știam ce să fac. Bine, că am făcut un puțin de ăla, dar... Eh! De care? Un mușchi abuz puțin. Păi? Că practic mi-a dat să controlez, eu nu i-am dat și gen... Eh! Ah, ok. Nu știam zis ăla că n-ar fi mașina mea și fix atunci, bum, s-au dus mașină. Și eu mă miram, bă, dar... Mă lasă să bublu mașină, sănătate. Bă, dar e un... Bă, am văzut, deci, bă, am fost genial. Dar tu de unde știi că ești ofițar capul de râs? Dar ăia pe mine apare mai doar după voce, că așa e voce, că toți au aceleași voce. Știi ce am făcut? Ce? Am intrat cu cineva, mă. Așa? Și i-am făcut praf pe aia. Na. Da, știu, știu că i-am auzit pe handicapat, spun vorbea, stau secundă. Da. Hai că încercăm să trecem vama înapoi mai repede. Bă, ascultă-mă, vezi că vin eu cu blindata. Trec eu plimul și după aia trece. Nu mai trece, că după aia treci tu în hotelul Bana, dacă știi ce zic. Nu mai lasă, că iară mușchiul ăla. Bă, unii oameni se fac prea proști pentru una asta. Trebuie să vedem cum trecem vama repede. Dar eu nu mai țin minte ce am făcut cu aia, le-am băgat în BMW, corect. Dar și eu le-am băgat în torpedo și n-am vrut să dea în torpedo, să se uite. Nu știu, eu nu știu cum dracu, am scăpat ca prin urechile acului. Acum sper că nu mai e nimic prin torpedorul din astea, nu? Nu fie prost să duci și arcul chestii în torpedo. În torpedo e, e aceeași mașină. Păi, bă, handicapatule. Bă, nu, că astea, ăștia, bă, știu că eu am fugit după haide astea, apoi, dă-i înapoi. Mă, practic avem loc. Dă-i înapoi, ce loc? Pe acolo, printre mașina aia. Nu fie, nu, handicapatule. Nu, dă-i spate, dă-i spate, ia o leacă. Răbdare. Taci. Bă. Gata. Bă, bravo. Gata. Hai repede la un garaj, să nu șa ce ca în închisoare. Bă, dar Zaca, e prost, dă bum. N-ai, bă, dar nu înțeleg cum i-am accesat mașina. Nu, era mașina, era inventarul lui, că era cătușat. Uite pe Zaca, ia stai. Uite-l pe Zaca. Urcă! Gata. Papă! Urcă! Cine era ăla? Ăla era polițist? Era Pac, eu... Cum ai scăpat? Aaaa, ar capul de râs. Așa, vezi că vreau hamburgerii. Ce vrei, mă? Vreau hamburgerii. Mi-era foame. Ce facem, mă? Era 34, ești prost? Care 34? Cam 19, 18 mai am. Nu știu cine mi-a luat, dar mi-a luat după în loc. Auzi, dar tu ți-a luat armele, nu? Tu. Nu, ăștia ți-a luat armele, nu?
Păi da, aveam APC în cap. Am avut carabina să chege, le-a băgat în mașină. Da, și eu cât am băgat în ăsta. Am sniper. Am Naviu. Hai câte chestii am. Stai întâmplam acolo, oricum mers. Hai, te pupăm. Control de rutină. Luați controlul în pulă. Hai, vă pup. Bafta. Hai, te pupăm. Na, frumos. Sniper. Ah, hai, eu de aici la garaj să-mi scot armă, să-mi iau arme. Așa, gata. Să-mi le iau din mașină. Mergem cu Rolls-ul. What? Gata. Stai că mi-a dat cam parcon. Unde ai furat-o pe asta, bă? E cadou de la ăla, cum îl cheamă, mă? AKM. Nu, no, uite că nu pot să-mi scot mașina. Bă, da, bă, gamea și mă dau afară, ești prost? Dă-te, bă! Stai. Bă, știi ce, știi ce mi-a dat copilul ăla? Deci nu, că trebuie să auzi pe asta. Vreți să zic una bună? Sergiu? Da! Zi! Zi! Vreți să zic una bună? În timp ce era copilul ăla în spate, ghiși ce făceam? Mai avem o problemă. Ce? L-a prins pe Mocanu. Va fi, cine e ăsta? Unde, mă? Cine e Mocanu? Bă, Fiso. Bă, dar gadgetul nu mai dă one shot? Ba da. Atât. Deci tu ai un, tu ai un copil? Mi-ai adoptat, practic. A, deci vrei să zic una, o chestie tare? Eram doar eu în mașină cu copilul ăla, da. Și îl pune pe copil să dea jos pentru că este. Ghiși ce face el? Da. Ce face? Da, gadget cu 40 de bani. Pistol 50. Da? Ca să înțelegem. Și acum în total am 3 gadgeturi. Cu o bombă de gloanță. Te-ai făcut cu chege, moca. Bă, bă, și acum o folosesc cu ăsta. Să nu le perpele mele. Dar cu cât se mai vinde acum un gadget? Bă, nu știu exact. Eu le-aș și vând după 8 milioane dacă era. Nu știu cu cât se vinde. 8 milioane. Eu până 20. E clar. Hai că, hai că cumpăr care era. Deci să merg repede la sect să văd ce face moca, nu. Ușor, dacă îl salvăm, îi omorâm pe toți, îi distrugem, îi nenorocim. Îi omor pe toți. Omor online. Dar nu mai am viață, ai ceva bandaje cumva? Stai să vezi, cred că am. Ia vezi. Și am uitat să apăsați butonul de like și de clopoțel, vă rog, eu frumos, că clopoțelul contează și mai mult. Cred că dacă te uiți bine pe cea ta, ești pe mama o căsă și acolo. Aoleo, mai am 6 bandaje ale pe astea. Eu cred că mai am vreo 300 în mașină. A bine, mă, și tot mie îmi cere-o cu 6 bandaje. Păi e mașini, nu mă opresc acum să de mașini. Păi ține și tu la tine bandaje. Păi eu țineam, dar m-a cam omorât un post pe nume. Nu dăm nume. Păi da, Lider... dar de unde știi Lider tu Hitman? Că te-a omorât? Ce? De unde știi tu că te-a omorât? Păi nu știu, am așa o presimțire. Aoleu, trebuie să ajung în spate. Am mască? N-am mască. Ah, da, bă, 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 de fapt, da. Stai, stau, pleci. Pleci. Stai, ce? Mă. Ce? Stai, stai, rog. Dacă tu suntem aici. A, da, de fapt, pot să stau așa, că nu-i problemă. Na, hai. Stai. Slash bonus. Bă, dar am arme la mine, fra. Auzi? Da, și-o am. Bă, nu le trag pe erată, deci nu acolo să le controlez de mașină. Ce? Zic, de fapt, stai mă, dă-mi înapoi, că dacă ne ducem, n-au cu voie să ne perchiziționeze. Pe ce mi-ai dat? Pe apă pistol ți-am dat. Ia. Am lăsat ții tu, dar de fapt, gen, dacă ne ducem noi acolo, n-au decât ce să ne con ia.
Eu am băgat totul. Ai băgat totul? Da, că am băgat totul. Bă, cel mai este. Bine, cel mai bine, du-mă-și pe mine repede. Mama, poliția! Unde ești? La secție. Acum am ajuns și la secție. Vino repede. Vin și eu imediat, mă duc repede până la un garaj. Mă, la secție prostă. Ia uite. Ia. Vezi mustața. Bună seara, domn polițist. Bună seara, domn. Avocatul sunteți, nu? Da, 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 deschideți. Așa, perfect. Avocatul și în același timp fiul dâns, tatăl dânsului. Fiul. Ce s-a întâmplat? Fiul dânsului? Ce-ai făcut iară, că te bat? Am condus fără permis, dar am uitat că mi-a expirat permis. Am mă, cum? Să mai dai și bă, și, și eu când ți-am dat bani, ți-am pregătit acolo, era plic pentru permisul, ce ai făcut cu banii aia? Mi-am luat Bugatti. Iar trebuie să-ți dau bani și de permis acum. Da, 9 milioane. Da, uite. Mă, ce? Băi, eu ca și tată îi dau bani fiului meu să-și dea de permis și tu, cum ar veni, tu ții Bugatti de banii mei? Ia dă-mă și mie numărul tău, steam aici în telefon. Păi, dar ce polițist, bă? Bă, n-am telefon, bă. Tu toi telefon. Tu cu cine ții, mă? Eu cu dreptate. Nu, mă, nu, cu ăsta, polițistul. Eu cu fiul dumneavoastră, domn. Am înțeles. Ah, perfect. Ziceți-mi ce a făcut. Cum putem să... Acum fără permis, domn. Lasă asta, asta e... Dar n-aveți dovezi. Ce trebuie să faceți? Trebuie să băgați minciuni ca să scăpați. A, deși fii atent, am vrut să... De... Nu, nu, eu trebuie să-l bag acum la pușcărie. Nu-l băgați, domne! Trebuie să băgați minciun ca să scăpați de închisoare. Așa, domne, în primul rând să-mi ziceți acolo și câte amenda. O plătesc eu tot. Toate amenzile sunt pe numele meu. Da, îți amen. E clar, e clar. Nu te uita acolo. Mi-e fric. Să văd dacă mai am bani în cont pentru tine. Ți-ar capul de râs. Mai trebuie să dau și bani de permis, fii atent la asta. Mamă, dacă bă, fii atent. Îmi dai de permis. Auzi, bă. Da. Mai să mai dai și mie 9 milioane. Să vezi ce te bat. E ce, domn polițist? Câte amendă? La... Bă, 9 milioane, mă, nu e mult. Haideți, că știu că condus fără permis nu e așa de grav. Nu. Dacă mă las cu 15 milioane, vă și bat. Bă... 140 de milioane. Dași, bă, din gură. 20 de milioane, domn. Nu, glumeam, glumeam, glumeam. Așa. Mi-a luat banii. 250 de mii, domn. A, e bine, e bine că poți. Că domne? 150.000, gen cât salariul meu. A, e, okay, ziceți-mi okay. Și mie în CNP. Plătește și spun după. Tași, mă. 1, 2, nu, 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 nu. Eu trebuie să-i dau amendă, dar n-am voie, n-am voie. Da, lăsați, domne, așa, ziceți-mi în CNP. Nu, că mă bate chesturi la fund. Hai, mă, dați-mi, domne, pe CNP 18 amenda. Lăsați-l, am eu prietenul meu chesturi. Dați-mi pe... Domnul vostru amenda, domnul, și 18. Da, domne, da, domne, așa și ziceți-mi și un CNP. Așa. Și okay. Ziceți-mi și mie un CNP. Vă dau amenda. Al dumneavoastră. Mie? Da. Stai un pic să vă dau amenda. Dă-mi amenda. Ok. Bă, dar n-am făcut nimic, dar am vrut să trec vama. Să vezi ceva, mă, treci, dacă nu-mi dai de permis după. N-am, nu știu ce era. Dai de permis. Dacă vă cer permis, vă pariu că n-aveți nici dumneavoastră. M-ar mira să n-aibă domn polițist permis, dar mi-e, da? Mi-e frică să întreb. Ce mai mă, te băgat la bulof, Sergiu? Nu l-a băgat, nu mă, nu pentru el, dar stai că încerc eu să rezolv ceva. Te amenda, okay. Domnul. Și-o plătiți, bă, ce acolo și-o. Așa, domne, dați-mi CNP, vă rog eu frumos. Domnul polițist, dar n-a... 7, domnul polițist? Da, aveți decât buletin aici, permisul de... Dacă mă trebuie, nici eu n-am permis. Poftiți acest plic. Cum? Așa, cum o rezolvăm cu pușcăria? Păi, e rezolvată cam deja. Cam atâta ați plătit, dar pe atâta ta mea, dar nu mai vezi pușcărie. Așa, gata. Gata. Altceva. Ok. Mulțumim mult și o seară frumoasă. Ai la permis să dai, fiți ar capul de râs. Cât i-ai dat, mă? O să vezi ce bătaie îți dau de banii ăia. Bătaia ta va fi filmată la 25 de milioane. Bătaia ta va fi filmată. Hai. Dă-i! 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 Prost ești, mă, prost ești.
Sus la permis acum. Sus la permis. Ia dă-și mie nouă video. Sus la permis. Auzi, bă? La permis cu tine. Nu-i problemă, conduc eu. Nu conduci tu. Da, da. Ți-ai luat șoferul, mă? Eu ți-am zis că conduc eu. Bă, dă-te, bă. Hai, bă, că știu, aveți încredere în mine. Bra, dă-te jos. Dar știu să conduc. Bă, Mocan, hai la permis. Da? Dă-i de permis acum. N-am bani. Hai, urcă și-ți dau bani. 9 milioane e de permis. Ok, hai. La secție. Închide și voi mușca aia. Stai. Băgam. Ia, hai să dai de permis, că fiți-ar capul de râs. Întâi... 25 de milioane să lase pe ăsta, trebuia să-i dea o... 60 de luni. Trebuia să-ți dea 60 de luni. Hai, la permis. Trebuia să-mi dea 25 de luni, am vorbit cu profesorul. Da, mă, da, bine, hai, urcă. Olo. Cu ce culoare să mă învârle să trece? Albastru. Roz. Hai, dă de permis. Permis de conduce. Fiți-ar capul de râs. Păi și dosar de MVR. Ai dosarul? N-am dosar. Păi tot de aici, vină încoa, dă-i dosarul, tot cu ăla dai. Hai. Plătire dosar. Nu ai dosar penal, așa, penal, na, așa. Așa, hai, aici, dă-i. Teoretic, ia atent. Hai, să văd cât de bine știi. Pe ce bandă trebuie șoferii să conducă? Oricare. Da. Mâine. Oricare, mă. Până una dată îmi fac de ăsta de, okay, de permis portar. Sau nici nu mai dau, că n-am degeaba. Ce idee avea ce ăla de înjurat? Îl și bat, îl banez. Bă, cum era bă aia, prioritate de dreapta, parcă. Păi rotație peste cap, faci greu cu mașina. Na. Când trebuie șoferii să acorde prioritate pietonilor. Niciodată. Exact, vreau să înțelegem. Când vorrei. Când semaforul este roșu, ce dracu? Când semaforul este roșu, ce trebuie să faci? Sergiu. Continui să... Continui dacă nu este niciun pieton. Sergiu. Ok. Sergiu. Unde pot șoferii să parcheze? Ok. Deranjez? Nu. Bă, stropeală, electric. Bere. Ce zicea lumea? High life cu fasmofobia. Toți trei au zis. Nu. Gen, toată lumea vrea să vadă live, cum ne speriem noi toți trei. Nu. Avem de lucrat la server. Un la mână n-am, timp doi la mână n-am. Ești nu, mă, păi de-aia zic. Păi de-aia zic că lumea vrea să ne vadă live, bă, cum muri pe live. În seara asta filmăm over. E, ce faci, ce faci, okay, ce faci? Dacă faceți live, nu știu ce joc. E pe gândul rău, ce dai? Asta e nebun? Din cauza lui m-a respins. Nu mă, la episod intră. Da, și nu trebuie să dai în el. Vă vezi care intrați la avertizment. Intrăși cu Tavi un episod? Aveți un avertizment. Un live? Un live? Da. Tu vrei da, să fac de inimă pe live? Da, e mai amuzant așa. Ok. Nu mai să iei să editezi. Pa, și o să sigur cu facecam. Eu prost ăla că-s cu facecam. Uite, toată lumea da, vrea fazmofobia pe live. Bă, dar nu știu. Na, Tavi, ți-i fazmă. Ia să vedem. Să moară. Chat, din 53 de persoane vreți fasmofobia live cu Tavi electric și stropeală? Ia să vedem stropeală, nu-i faci tu un cadou la domnul Tavi. Hai să îl văd cum se sperie stropeală și electric. Imediat după ce se dă pe difonii, zic eu. Vedem la cât de repede terminăm treaba și dacă e facem. Îl iau și eu, îl descar repede și facem. Hai că, Lee, dacă e, hai că n-avem stropeală miliardară printre noi, care este binefăcător, binevoitor. Ce să fac eu?
Că deja... Nu ia să mai filmezi noi un clip cu Tavi? Cu Fazmo? Să... Să filmăm cu Tavi? Da. Tavi, vrei? Băieți, uitați-vă pe parta. Nu cred că mai există un vrei. Nu cred că... Nu cred că mai există vrei. Uitați-vă pe parta. Oamenii vor live, te stropeală Paris când va vrea să facă live cu Fazmo. Stropeală, trebuie să faci live cu Fazmo. Știi care e chestia? Bă, eu de live nu fac live, că după, dacă e, intră toată lumea la mine. Unul la mână. A, doi la mână, Tavi, ai Fazmo? Nu, trebuie să-l cumpăr. Să-l cumpăr dacă vrei. Asta, doi la mână. Da, trebuie să găsesc contul de Steam prima dată. Da, lăsați-mă că chat, fiți atenți, lucrez la short filmul cu salvarea lui Uzi și mâine dimineață l-aveți la ora 12. Bă, cam târziu, bă, că deja Uzi a postat short filmul. Short film. Nu, păi a postat și pele și stropele. Eu am de greu să descarc asta de la Gaps, că nu mai. Dar oricum e bombă short filmul. Bă, ăsta nu prea a fost ceva. Hai, dar revin. Nu, 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 short filmul care urmează. Ăsta a fost ceva mai electric vreme episod. A, ce mișto trebuie să fac. Hai să vedem că după aia se sperie stropeală. Cred că ne speriem toți. Tot nici live, Hristosul morții. Eu de aia ți-am zis, mă, pute de partea că lumea vrea live. Pula mea, de durăm ligla și filmăm în seara asta, Dumnezeu tău să-ți fuc. Păi eu ți-am zis că... Bă, e și prost dacă nu asculti. Am auzit în Dumnezeu tău. Iar nu asculti, că băiat tu zis. Păi am zis, bă, tu ești de bun. Ce mă aici când ești live? Păi eu am venit. Să la server. Am venit. Mai, bă, întrebă de la început, bă, nu mai urla. Mă fac mișto, bine. Păi nu, linia, nu rei, că spuse că nu mai simt bine, că dau cu tine în toți pereții. Mă fătorosul. Ce dracu' de-ți bine? Nu mă simt bine. Lasă-mă, n-ai bine, pace, că te bat până slăbești. Vrem Fazmo cu webcam la toți. Mamă, dacă toți băgăm webcam, a fi mișto, dar nu cred că o să... Nu bag nici, nu bag. Nu, că dacă bag electric, moare pe live, vă zic de-acum. Mor, ieri eram pe clip putere, că m-a omorât fantoma, eram cu pulsul 200. Vrei să... Vrei să... Vrei să mi se vadă... Aurora Boreală deasupra capului? Asta mare electric. Vino puțin pe developer să-ți dau ceva. Ăsta deja moare. Vrem Fazmo cu webcam la toți. Da, da, da. Da, să credeți voi pe asta. Da. Stai că eu caut din ăla cu vânt bumbo. Stai mă cu minte, ai văzut tu drag mort. Da, hai că mers în continuare, e distracția. Stau pe dip. Așa, bun. Bă, pun-o jos, da. Așa, bun. Gata. Unde e mami? Unde e ăsta, Mucanu? Nu trebuie, nu stai întreb. Știu că a venit un poliție, dar vorbim. Scooby-Doo, where are you? Scooby-Doo. E test cu polițistul mașină, dau testele aici. Ce teste dai? Ah, ok, dai testul, bun. Hai, vezi să-l iei. Vezi că trebuie să dai 12, 10, 9 milioane. Pentru ce să mai dau 9 milioane, țar? Toacă la polițist. Mă, de ce au clă... Ce au clopote? Mă, de ce au clopote? Mă, du gata. Eu te-am zis mă... că într-o zi o să te duci. Bă, au clopote! Pare rău. Cred că mă duc. Cred că și eu mă duc. Doamne miluiește, mă. Bă, fițar Mocanu de râs. Ți-a dat ni Mocanu de râs. Păi, stai, că era și vechi de melodie. Mortuarii asistent cu echipa optic, clar.
Sergiu. Da, zi. Te uiți la copac, ce faci? Da, mă uit la copac, hai să mergem. O, dar doar eu nu pot să dau cu pumnul. La ce se lucrează? Nu știu la ce se lucrează. Lucrează la server. Hai, că o veni și măcanul când o veni. Ah, e bine. Auzi, ia, du-te înapoi, ia, du-te înapoi la secție, dacă du-te înapoi la secție, am o idee. La secție? Sau hai pe la vamă, sau hai pe la vamă, sau hai undeva unde e. Hai suntem, dar nu știu dacă mai e la poliție vamă. Bă, și o să trebuia să trecem vamă, avem, cu tine prechiziționează, fete, mă auzi? Chiar, nu uita să apăsați butonul de like. Da, stai puțin. Nu uitați să apăsați butonul de like, să apăsați butonul de subscribe dacă nu sunteți abonați la canal și uitați de clopoțel, vă rog frumos, clopoțelul e cel mai important. Zi, Manule. Zi, măcar să bage răzbunarea de la Mocanu, clar. Dacă îi zici la 1, așa. Continuă. Îmi bag în Porsche-ul tău înseamnă că sunt bombardier? Nu, n-ar trebui să însă. Îmi bag PL în Porsche-ul tău. Nu. Comportament de bombardier. Nu mai e mai nimeni. Ai văzut că mai e nimeni. Au plecat toți. Auci. Nu se dă mod? Nu se dă mod deocamdată. Mi-am luat gelul 180 GMT pentru asta? Mamă. Bă, ce să vă zic? O să închidem și primul server pentru care mi-au gel pentru asta. Da. O să închid și o live-ul aici pentru că cam atât a fost și distracția. Nu mai am ce să fac efectiv. Mai fac niște etichete să mă mai magistri și eu. Da, Mocanu. Auzi, vă? Da. Am trecut testul. Unde ești? Unde Bravo. Ești? Acum vin la secție. Uite, aștept că n-am mașină. Cum mă n-ai mașină? Ți-ar capul de râs. Oh. Na, poftim, mai dă și mașină. Calcat, cum mă n-ai mașină? Bă! Oh. Nu uita să intrați pe server de Discord, ăla e cel mai important. Bă, cum n-ai mașină? Mai trăie 9 milioane. 9 milioane? Hai să-ți iei mașină. Dar oprășește radio-ul ăla, trăiți. Mie mi-arată că nu e. Mai acum e. Popular. Gata. Ai 3-9 milioane, să-mi iau Bugatti. Ia vezi. Mersi. Oficial pot spune că am și permis auto. De când... A, sfârșit. Bă, dar eu știu că aveam un permis auto, dar cred că s-a expirat. Na, ia, hai du-te azi. Hai că revin imediat. Bă, Luce, ai cam niște treabă, revin. Merg pe treabă din gera asta. Ok, tu așa pleci. Nu, tu du-te că să dureze, că sunt mai multe chestii. Dacă vrea mașină. Nu, aștept că și eu am ceva de făcut. A. Chat, cam atât vă și cu acest live. Nu uitați să intrați pe serverul Discord, ăla e cel mai important. Mâine la ora... Nici să vă mint. Nu, mâine nu știu dacă... vedem dacă facem live. Posibil să fac mâine live de la ora 5 la ora 7-8 live. După aceea o să ies afară. Dar contează cât de mult durează ședința staff, deci na, vedem. Cam atât a fost și cu acest live, mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și ne auzim mâine seară, vedem, poate și programez mâine la un nou live stream. Seară bună, pa, pa!